În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate împlinești vistieri bunătăților și dătătorile de viață, vină și să se lășuiește într noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cerințe, Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine n-ai să amin, nu stă jos. Toți au zis amin. În gând. Mulțumim Părintelui că nici în postul acesta nu ne-a lăsat. E și greu. Că nici în postul acesta nu ne-a lăsat fără prezența dânsului. Știe că ține la el, îl iubim, îl așteptăm totdeauna. Chiar zilele trecute, când i-am spus în al preasfințitului Andrei că vine Părintele Constantin, i-am zis, dar știți, facem și la catedrală. Și dânsul zicea, păi dacă e marți, nu o să vină nimeni la catedrală. Și zice, ei, dacă vine Părintele Constantin Ecola, vin oamenii la catedrală. Duhul Sfânt e și marță la catedrală. Și asta ca dovadă că foarte mulți dintre noi îi cunoaștem, foarte mulți îl iubiți, foarte mult așteptați sau v-ați folosit mult, probabil, de cuvintele dânsului anii trecuți, astfel încât dovediți prin asta că sunteți aici. Și nu mai lungesc cuvântul, las pe Părintele să vă vorbească. Până o să puneți întrebările, nu știu, am zis că simt că încep să îngheț la picioare, la mâini, la mă laudă și deja. Imediat m-am și oprit. Eu vă mulțumesc frumos și vreau să eu așa cred că nu-i vorba de mine aici. Și știu că nu-i vorba de mine, e vorba de bucuria care ne ține, iar bucurie e alt nume al Mântuitorului Hristos până la urmă. Să nu mergeți pentru oameni la biserică. Oamenii sunt neputincioși, sunt limitați, sunt păcătoși. Să mergeți pentru Hristos, El e nelimitat. Că singura limită a iubirii e nelimitarea iubirii. Faptul că e fără limite. Și atunci aș prefera totdeauna să mergeți pentru Hristos. Așa, întâmplător, și ce întâmplare minunată am, Dumnezeu mă folosește să ne strângem la oaltă, dar dumneavoastră să vă strângeți că vă iubiți și că vă place, să dați mâna în dreapta și în stânga, să știți cum vă cheamă, bine? Data viitoare, când stați în bancă, să fiți toți colegi de bancă și să nu vă rușinați unii de alții. Că trăim o lume în care ne rușinăm că suntem ortodoxi și normali în familie. O să fie foarte greu să combatem normalitatea care ni se propune mai nou. N-am reușit eu la catedrală să spun tot și nici nu cred că aș putea spune tot. Cred că dacă ai scrie o carte, cine este Iisus Hristos, nu poți să reușești să faci asta. Dar în gând am avut tot timpul mesajul pe care l-a lăsat așa ca un mesaj de dincolo de moarte Părintele Profesor Bria. El spunea tot timpul, noi ne agităm și de tot explicăm la oamenii ăștia toate chițibușurile legate de biserică, dar uităm că biserica este Iisus Hristos, e trupul tainic al Mântuitorului. Dacă începe în trup tainic, nimeni nu mai înțelege nimic, că toată lumea avea trupuri rumenite la KFC, la McDonald's, în alte cuptoare cu microunde. Și atunci cred că e momentul să vedem un pic dincolo de aparențe și să știm să ne pregătim pentru împărăția cerurilor. Îndrăznesc să spun că deja am primit un bilet încă de la catedrală, să știți că am cu ce începe și cred că după o hârtie de asta pot vorbi două ore. Dar vreau să vă destind, aducându-vă aminte că Hristos tot timpul ne cheamă la masă, știți? Se spune că Ion a lăsat-o pe nevastă să plece în delegație 3 zile. Și în prima zi a sunat-o, draga mea, n-ai lăsat nimic de mâncare, uite ce grav e, nu, uite, frigiderul gol, mor de foame. Bă, bărbate, du-te și mănâncă, mâncarea este bine pusă, du-te și mănâncă, e acolo unde trebuie. A doua zi asta, el iară, băi, Marie, te-ai dus și m-ai lăsat, de mor de foame. Bă, bărbate, ca să-i plină de mâncare, du-te și mănâncă. A treia zi, când a venit femeia, asta altă plângere, altă smiorcăială, femeia s-a dus, zice, vină un coace. Și-a dat jos de pe pat, cearcea bătura și erau numai oale cu sarmale, mâncare, zice, dacă stăteai acasă noaptea. Așa e și cu noi, să știți, Hristos ne pune tot timpul la dispoziție, dar noi suntem tot în altă parte. Îmi spuneam eu, o domniță care era cu pipașă rău, avea o pipășune, așa, pipășuni, pipășuni. A pipa la greu și zicea, părinte, ce nu înțeleg eu,
mai pufăia un pic, eu stăteam așa o bucurie deosebită. Și ce nu înțeleg eu, zice, de ce nu mi se arată mie Domnul? Și în sfat al moșului, Hristos se arată în foc, în fum pe muntele Sinai, dar nu în tutunul tău drăcit. Zic, ia stinge-o zi, două, să vezi cum încep deja să simți cum adie primăvara. Și mă sună după trei zile, ați avut dreptate, părinte, mi-a vorbit Domnul. Și ce ți-a zis? Nu știu, că n-am înțeles, mă mai rog. Bine, bine. Sunt câteva întrebări. Chiar am primit un copil, mi-a adus un tânăr, un domnișor, un coleg mai tânăr, mi-a adus hârtia și zicea, vă rugăm să ne vorbiți despre cârtitori, chițibușari, nemulțumiți, cei care sunt nemulțumiți de trupurile lor, pe care le-ar dori altfel, fără cea mai sfântă parte a corpului care dă viață. Și aceasta poate fi ipocrizie, frică, opresc, mă rog. Acum, de cârtitori, ce să zicem? Numai de bine, Dumnezeu să le ajute. Ați văzut că țara toată este o țară de cârteală. Când apare cârteala, apare și cârpeala. Să țineți minte, dacă nu vă simțiți bine la cursuri, dacă nu vă simțiți bine în casele voastre, dacă simțiți că acasă ceva nu e bine, și cârtim tot timpul. Zilele trecute s-a îmbolnăvit un elev de liceu și colegii lui s-au împărțit, sunt 12 colegi de liceu în clasă cu el, și s-au împărțit să-i ducă temele. Între colegilor din clasă și o fată cu handicap foarte mare, care merge cu cărucior, care e și oarbă, nici nu vorbește foarte bine, schimb, scrie foarte frumos, are un talent extraordinar la literatură. Și s-au dus ăștia 11 și urma să fie rândul ei. Și toți au zis, lasă că mergem. Nu. Eu mă duc, zice, mă duc să mă vadă și pe mine. Și ăsta bolnav, când a venit colega asta lui la el cu cărucioare, târâtă de ăștia, să-i ducă ea temele. Și băi, mă, parcă mă simt mai bine. Dar nu putem să nu vedem nenorocirea din jur și nu trebuie să trăim prin comparație. Vai, ce bine mie că nu-mi e rău. Dar trebuie să conștientizăm că răul nostru nu e faptul că s-a stricat, am tot spus eu data trecută, bușonul de la jacuzzi, nu e un capăt de lume. N-ați fost la spa săptămâna asta. Dar nu e un capăt de lume. E doar o încercare de la Domnul, că s-a tăiat apa la spa, dar în rest vă descurcați. Deci luați-o foarte serios și să socotiți că adevăratele încercări vă fac oameni cu adevărat. Ieri am trimis un material pentru o revistă în care mi-am expus părerea despre frații ăștia introvertiți, destrovertiți. Și le-am spus că, din nefericire, eu mă simt discriminat în România. Eu, ca preot ortodox, ar trebui să depun plângere împotriva unuia care îmi cernea, de exemplu. La vremea când eu ar trebui să mă adun și să mă rog și să-mi țin poporul lângă mine ca să-L vedem pe Iisus Hristos, El face gargară. Dacă în curtea unei instituții vine unul și țipă în timp ce se desfășoară activitate, poliția intervine pentru tulburarea liniștii publice. Deci cum el simte nevoia să se dea în petec tot timpul și să-și încălzească lăturile din 3 în 3 luni și să ne facă nouă debate, because not debate, not money, este problema lui. Dar să nu-mi tulbure credincioșii din biserică. Noi avem dreptul de a ne ruga în liniște, măcar atâta respect să aibă pentru ultimele 2 săptămâni din post. Ei bine, i-aș cârti câteva, dar nu pot să o fac pentru că ați văzut că mai nou suntem direcționați de Consilii Naționale ce trebuie să gândim. N-avem voie să ne simțim discriminați. Eu pot să depun plângere că sunt discriminat când lumea se uită lung după reverenda mea. Nu? Deci suntem într-o țară de cârteli care cârpesc. La chițibușar nu vă mai spun nimic, că îi vedeți pe profesorii voștri. Eu însumi sunt chițibușar câteodată la studenți. Dar îi vedeți pe ai voștri că nu vă predau cât vă cer niciodată. Sunt departe de aristocrația profesorală de altă dată. Și în cel mai bun caz nimeriți la câte un om care din când în când își aduce aminte ce profesie are când predă. Teoreticienii în marea majoritate sunt tare mediocri și de aici ni se trage toată chițibușoreala asta, în care e mai important culoarea în care stăți teza de licență și cârligul ăla care ține hârtile decât conținutul tezei de licență. Și atunci, la nemulțumiți, nu știu despre ce e vorba, n-am auzit români nemulțumiți, n-am auzit. Românii au doar talent, nu, în rest, n-au. Au devenit Animal X, toți românii sunt Animal X. Știți că s-au dus ăștia într-o comisie națională de cercetare în spitalul de psihiatrie și secții întregi dispăruse. Zice, Dumnezeu, dar unde sunt ăia? Dumnezeu, toți sunt la românii au talent. Cei care sunt nemulțumiți de trupurile lor, le dorim succes. Le dorim succes, avem săl de fitness. Avem estrogen și androgen. Am văzut că vând ăștia tot felul de pastiluțe. Te fac ca lămâia, ca portocala. Vitamine mănânci, vitamine poți.
E de preferat urzici vers cu mămăligă rece, să vedeți cum se reface magneziul în 5 minute, dar dacă nu se face mămăliga, să luați în continuare. Trăim într-o lume de asparagus intelectual, n-ai ce să-i faci. Dar să știți că e foarte bine că unii oameni sunt nemulțumiți de trupul lor, pentru că se vor mulțumi viermii cu el. Tot ce ne mulțumește pe noi, întotdeauna mulțumește pe alții mai săraci. Și viermii sunt mai săraci în trupuri decât noi și atunci fiți copii cu minți și veți înțelege că tot ce e făcut să piară, piere. N-avem cum să-l ținem. O să vedeți ce mult valorează trupul doar când vă veți ține în brațe copiii sau soția, soțul. Mă rog, acum e bine să subliniem. Soțul să-și țină în brațe soția, sex feminin, da? Ca să ne ajungem la alte probleme. Și să vedeți că acolo e importanța vieții noastre. Dar să știți că un monah care se raportează la icoană, tot la o întrupare se... Toată biserica noastră este raportată la o întrupare. Trupurile sunt foarte importante. Nu le bați jocoriți. Nu le desfecioriți. Și nu mă refer acum strict o sensul la ce găsește nenea ginecologul, ci la ceea ce găsește Dumnezeu, care e teolog absolut al trupului uman. Și încercați să vă păstrați tot timpul râvna de a fi mai buni, inclusiv trupește. De exemplu, cred că ați remarcat toți că o echipă care poate alerga 98 de minute poate da gol și în minutul 98. E drept, cu ajutorul arbitrului de cele mai multe ori, dar asta contează cel mai puțin. Mulțumesc. Ispită. Asta e ispită. Simt un miros de cafea, nu știu de unde vine. Cum să sporim în răbdare atunci când nu o avem? Păi cine are răbdare? Care aveți răbdare? Ridicați mâna. Aveți bună răbdare? Asta e virtute teologică. Este... Numai în filocalie se găsește. Sigur că toți avem un pic de răbdare. O puțin tică răbdare. Nu vă mai desconsiderați când ziceți că n-aveți răbdare. Aveți. Până și să scrieți frumos. Uite, a scris foarte frumos aici. Deci cum să facem să avem mai multă răbdare în puțin tică răbdare? Niciodată nu m-am gândit cum e să ai răbdare, pentru că uneori suntem puși să avem răbdare când ne așteptăm mai puțin. Poți să bați în viață pasul pe loc și un an de zile până îți găsești vocația. O să aveți răbdare. După ce terminați facultatea, mamă, ce exerciții de răbdare. Vreun post, ceva, bună ziua, pot să depun în curriculum un CV, că nu mai e un CV. Oh, cum să nu poftiți? Zâmbetele astea manageriale. Sigur, cum nu? Fire tu să fie, adică ai școală mai multă decât mine și vrei să-mi iei locul, dar sigur, bine ați venit. O să creșteți în răbdare de... Nu o să aveți capace cât o să vă sară la răbdarea asta. Dar asta e o răbdare socială. Răbdarea în raport cu Dumnezeu crește altfel. Răbdarea în raport cu Dumnezeu se cultivă cu Dumnezeu. Adică, Doamne miluiește de 40 de ori, pare absurd acolo. Nu scrie Doamne miluiește, paranteză, de 40 de ori. Și pare absurd, dar dacă încep să zici, încep să crești în răbdare. Una dintre marile topitorii de răbdare este rugăciunea din postul mare. Să tot basmetanii, dacă te duci odată să faci utrenia cu ceasurile, cu obednița, tai, de înțelegi nimic. Dormi ce dormi, te mai trezești la un Doamne și Stăpânul și un Doamne miluiește. Adică ai senzația că totul e așa lin și toate. De încotre sărire și iar. Asta e ideea de a-ți crește răbdarea. E o răbdare să te scoli în fiecare zi la aceeași oră. Știți? Că e un exercițiu de răbdare. E un exercițiu de răbdare să zâmbești 5 minute când te speli pe dinți în fața oglinzii. Chiar dacă nu-ți place ce vezi. E un exercițiu de răbdare să ai curaj să-ți asculți unul din... Eu cred că, de exemplu, studenții noștri români, în general, sunt foarte răbdători. Când îi văd la cursuri, mie mi se pare așa, un exercițiu de răbdare... Nu mai spun ce exerciții de răbdare fac bieții credincioși în biserică la câte o predică. Nienii! Sunt monumente de răbdare, avem comunități de răbduri. Dar creșteți-vă răbdarea asta pentru Dumnezeu. Voi știți că va trebui să răbdați cu bucurie, în veșnicie, să vedeți numai lumina lui Dumnezeu. Să spuneți de sute de miliarde de catralioane de infinite de ori, Sfânt, 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 Domnul Savaot. Nu. De ani se cere răbdare ca să rezistăm la exercițiul eternității. Cum să rugăm gândurile de răutate, de ură? E în mai multe feluri. Cel mai bine, un gând rău se bate cu un gând mai bun, nu și mai rău, da? Cu un gând și mai rău, dacă se poate, dar nu cu un gând... Nu. Dincolo de orice glumă, gândurile lele nu se alungă. Gândurile lele nu se cultivă. Ele vin oricum. Știți că e povestea aia celebră care se duce ucenicul la avă și spune: Doamne, părinte, cum să fac să scap de gândurile rele? Zice că ia uite-te la ciorile, pardon că asta e element național. Uite-te la păsările astea care trec pe deasupra capului. Le poți opri să treacă pe deasupra capului? Să nu. Și că
Dar le poți lăsa să se așeze, le poți opri să se așeze în capul tău? Da. Deci gândurile negre oricum trec. Lumea asta în jur, noi nu vedem, dar sunt mii de linii de comunicare între noi. Gândiți-vă că acum dacă ne sună la toți concomitent celularul, facem o grămadă de porumb de la american, popcorn. Da? Deci ne pârlim toți aici. Adică sunt mii de mesaje în timp ce noi vorbim, alte sute de milioane de oameni vorbesc, unii transmit în continuu, Google-ul funcționează, toașul Google ăsta, de ăla deșteptul cu zeci de facultăți are ăla. Deci, astea toate se petrec sub ochii noștri. Nu le putem opri, dar ce putem opri este să-și facă cuib în ochiul nostru. Exact cum stingi televizorul. Pic, butonul ăla mic roșu din dreapta cu semnul ăla. Noi asta nu am, noi nu mai avem obiceiul să stingem televizorul. Ne uităm, zice, nu mă uit, că când eram mici făceam, te uiți, nu mă uit, nu, deloc. Și atunci ne creăm iubiri ca la televizor, ne creăm mese ca la televizor. Ați văzut, dacă n-ai Master Chief, nu existi, nu ești pe Facebook, nu te afli, adică câteva chestii de genul ăsta. Ori, așa și cu gândurile. Dacă oprești transmisia către tine, ai scăpat și de gândurile astea. Și e ușor, e o chestie de buton. Dar ce greu e să apeși pe un buton câteodată. Și nu pe ăla de la Divizia Națională, da? De fotbal. Ce părere aveți despre descoperirea Evangheliei lui Iuda? Sunt impresionat profund. Este o revelație totală. Exact ca ăstora, onegiștilor ăstora de azi, care acum descoperă biserica. Ei descoperă biserica și o pun în toate mizerile lor, așa zic. Fiți cuminți. Evanghelia după Iuda este încă o poveste frumoasă de evlavie, în care cineva și-a exprimat propriile păreri, punându-le în gura unui personaj. Și prima dată? Codul lui Da Vinci, nu-i tot Evanghelia lui Iuda. Tot Iuda scrie amărâtul Nice. Nu-i tot Evanghelia lui Iuda. E o țâr de Evanghelia lui Iuda. Manifestul Partidului Comunist. Nu-i tot Evanghelia lui Iuda. Tot Evanghelia lui Iuda e. Cartea Roșie a lui Mao. Tot Evanghelia lui Iuda. Cartea Războiului lui Che Guevara. Tot Evanghelia. Mein Kampf, olio, olio, mă, câte Iuda acolo. De iudișe. Adică fiți cuminți. Totdeauna când se face jocul dracului, e un pic din Evanghelia lui Iuda. Dar nu că ar fi Iuda vinovat. Vorba poeziei. Nu-i Iuda singur vinovat. Ăla a făcut canieți filma, s-a dus, s-a târnat de o cracă, craca n-a rezistat. Știți ce e interesant? Există o carte care se cheamă Legenda Aurea și este așa numită Legenda Sfintei Cruci. Ca se spune că în graba de a-L umili pe Mântuitorul Hristos, cei din Ierusalim au luat o punte de stejar, de lemn, nu de stejar, de lemn, nu se spune ce lemn e, o punte de lemn care lega Ierusalimul de Ghena, de locul unde se arunca gunoi orașului. Și care nu era orice, acolo s-au aruncat și trupurile celor uciși, deci era așa un fel de țara lui Bahmut, lui Prigoană. Fundătura lui Prigoană ar trebui să se cheme Ghena aia, da? Și au luat lemnul ăla foarte grăbiți ca să-l bagiocorească pe Hristos spunând că îl pun pe cel mai umil dintre lemne, acolo călcau toate gunoaiele și toate mortăciunile erau acolo, se îmbiba de toată miasma aia nenorocită. Da, dar se spune că puntea era făcută din lemnul din mijlocul raiului și atunci l-au luat și l-au răstignit pe lemnul respectiv, dar de fapt, în ciuda faptului că lemnul părea urât și nenorocit, Hristos răstignindu-se pe el l-a făcut lemnul vieții. Și în Evanghelia lui Iuda, dacă o citești, s-o cotești că e o pârghie de asta către gunoi și către nimic. Ea sună bine, e metaforică, dracul știe să scrie în metaforă, dar niciodată eu nu exist. Nu? Dumnezeu zice, eu sunt cel ce este, iar diavolul zice, eu nu exist. E bine, lângă locul acela de unde a fost luată această punte, se găsește și locul unde s-a spânzurat Iuda. Sunt câteva locuri paradoxale în Ierusalim, așa. De exemplu, locul în care a avut loc cina cea de taină, frângerea pâinii, este foarte aproape de locul unde este mormântul lui David. Legea cea nouă nu strică legea veche, o împlinește la modul desăvârșit. Iar Hristos este mai mult decât împlinitorul ei, este Dumnezeul celor două legi. Atunci, săracul Iuda unde să mai încapă? La știrile de la ora 5. Nu Evanghelia de la după Iuda? Tot atât.
Există o limită în ascultarea la de duhovnic? Da. Trebuie să vedem dacă are vreo cifră. Știți că la mașini 50, 60, 70. Eu aș dori să asculte duhovnicul meu până la moarte. Nu o să reușiți. Dar dacă se întâmplă să moară duhovnicul înaintea mea, ce trebuie să fac? Dumnezeu să-l ierte, aia trebuie să faceți. Să știți că nimeni nu ți-e duhovnic numai pe perioada vieții. Cei care ați avut duhovnici care v-au murit, sunt ca tații care mor. Ce pot să zic de tata, că nu mai mi-e tată după ce a murit? Eram la Cluj și povesteam cu, gânguream cu studențimea când tata se stingea. Sunt un fiu nemernic. De când vin la Cluj tot timpul și vă văd, mi-aduc aminte de tata. Semn că tata n-a murit. Veniți-vă în fire. Terminați cu prostiile. Ascultarea de duhovnic merge până la Dumnezeu și înapoi. Moare Dumnezeu? Never. Așa că succesul. Că unii e cu 4 clase și are succesuri pe tema asta. Dar vreau să vă spun că nu, ascultarea de duhovnic nu înseamnă a nu comenta cu duhovnicul sau a nu avea un schimb de păreri cu el, a nu discuta cu el, a nu lămuri. Da? Iar voi îmi place că vă puneți problema duhovnicului. 80% din creștinii ăștia ortodoxi merg la aspirină, algocalmină, aspirină, nici n-atinge genunchiul, podeaua și deja dezlegarea e rostită și ei n-au apucat să zică părintului nimic. Acest stil de spovedanie avem câteodată. E și greu. Când ai 100-200 de oameni pe zi la spovedit, intri în vrie, n-ai cum să reziști. De aceea, faceți-vă timp. Spovedania la duhovnic nu înseamnă doar ce îi spuneți sub epitrahil, ci și ceea ce comunicați cu el, și pâinea care o mâncați cu duhovnicul, și rugăciunile pe care le ascultați, și filmele care le vedeți din îndemnul lui, și cărțile care le citiți. Duhovnicia e o construcție foarte adâncă, nu e o chestie de suprafață. Popa Amărâtul nu e un funcționar pe care să scrie niște limite de viteză, acum se poate, acum nu se poate. Și încercați să nu fiți voi pricina pentru care el trece de la viață la moarte, epuizându-l așa. Ce părere aveți despre Oreste? Vă rog să dezvoltați puțin, mulțumesc. Deci, eu am o părere deosebită despre Oreste. Deosebită. Îmi pare așa de rău că un om de inteligență și de capacitate speculativă atât de bună pierde vremea cu nimicuri, încât uneori mă apucă și pe mine revolta. Mă uit cum oameni inteligenți să pierd în amănunte fără rost. Inventează științe, inventează falși Dumnezei. V-am spus, toți cei care nu cred în Dumnezeu trebuie să-și inventeze Dumnezeul lor, că e după chipul și asemănarea lor, uneori cu ochelari și chel. Vorbeați de limita iubirii, dar la alte etnii. Cum să ne comportăm cu ei, cu iubire și ispitele din trecut, ne acceptăm gafele care le-au făcut? În iubire trebuie să iertăm, să fie ceva reguli sau să păstrăm pe Dumnezeu? E greu aici. Cu alte etnii. Știți ce am făcut în duminica în care a fost Paștele Catolic și Reformat? I-am rugat pe credincioșii din catedrală să se roage cu bucurie pentru prietenii lor și să-i sune. Să le zică Hristos a înviat. Și să se bucure împreună, dar numai în duminica aia. Nu putem fi indiferenți la bucuriile lor, nici la tristețile lor, dar nici indiferenți la măgăriile lor. Atâta vreme cât ca român a ajuns să fie un abuz că port tricolorul, iar alții își atârnă izmenele propriei conștiințe pe la toate colțurile Europei ca să se arată a fi refuzați de naționaliștii români, norocul lor că nu suntem sârbi. Eu le-am mai spus odată. Norocul tuturor celor care cred că suntem răi e că nu suntem sârbi sau că nu suntem greci sau nu suntem irachieni sau iranieni. Vedeai așa pe unii dintre etnici fluturându-i, sau ăștia cu abia aștept prima paradă gay la Teheran. La Fenian. La Fenian s-ar putea că ăia sunt mai îngăduitori. Ăia au devenit foarte îngăduitori. Acolo e pericolul. Că dacă ăia mari au devenit îngăduitori, ăștia mici își permit să ragă. Care este legătura Sfântului Andrei cu șaguna cu Sfântul Calinic de la Cernica? Sfântul Andrei era intelectual, iar Sfântul Calinic un om duhovnicesc. Na. Tâmpit ce sunt că sunt intelectual, cum îmi pierde duhovnicescul din mine. Pii de bine. Părinte, să te lași de citit, auzi.
Măi, oameni buni, fiți cuminți, biserica ne încape pe toți. Pentru ardeleni, dacă venea un duh, ia uitați-vă, când cânti psaltică la ardeleni, zic ăștia, merg mă în brânză de aici, că habar n-ai să cânti. Sau când te apuci cu o predică cu Duhul Sfânt, mistic, ceva, pă, du-te bă de aici, ori ne dai ceva zdravă să mâncă. Ardeleanul vrea slană și la predică. Nu-i dai slană cu ceapă roșie, zice, bă, păpai cu vaca. Ce profil trebuia să aibă un... Vă dați seama ce profil intelectual trebuia să aibă un arhiereu în vremea lui Șaguna ca să reziste într-un ardeal subțiat de toate intelectualitățile și de atacat din toate părțile. Veniți-vă în fire. Nu spun că Sfântul Calinic n-ar fi făcut minuni și în mijlocul poporului ardelean. Ar fi făcut. Dar veniți-vă în fire. Dumnezeu ne-a rânduit acest profil de arhiereu la acel moment din istoria României. Fiecare cu momentul dat. La timpul 1, Calinic. La timpul 2, Andrei. Dumnezeu a apăsat așa pe un buton. Acum, MiG-29. Racheta Sol-Sol Calinic. Sol-Sol Andrei. Altfel n-am fi rezistat. Relația între ei doi, să știți că este că amândoi erau excepțional cunoscători ai dreptului canonic. Foarte buni cunoscători ai istoriei bisericii și mai ales excelenți predicatori. Pravile lăsate și de unul și de altul sunt în vigoare și astăzi. N-ați vrea să fiți spovediți după ele. Ce părere aveți despre noul papă? Acum, Feri Baci e altfel decât Benedict Baci. Adică, e clar că e alt om. Mie îmi place că renunță la lucrurile care nu erau utile. Ci că a renunțat la inelul episcopal. Episcopii n-au inel, ăsta e adevărul. A renunțat la mașină, dar s-a dus cu elicopterul la Castel Gandolfo. El este o gogoașă umflată de media, dar șansa lor e că e un tip de treabă. Vizibil vrea să schimbe ceva. Ați remarcat că am avut prima dată o încercare de reformă morală pe care a încercat-o Papa Ioan Paul al II-lea și nu a prea dat roade. A apărut reforma teologică făcută de Benedict și nu pare că a dat foarte multe roade. Și acum apare această reformă de imagine care este micuțul argentinian, Papa Messi, și care e un om absolut remarcabil. Fără îndoială că e un tip jos cu pălăria. Dacă era la noi la ortodox, îl iubeam, să știți. La comportamentul ăsta, o, ce nevoie am avea de unul așa mai... Numai să știe crezul ortodox, să nu facă probleme. Adică problema la el e la conținut, nu la manifestare. Dar și în conținut e un om foarte de treabă. Și mi-a plăcut că s-a împiedicat. E normal omul. S-a scobit între dinți la o masă, ăștia au dat cum se scobea acolo. Penibil! Ei nu știu că noi avem unii care doar se scobesc. Păi, serios. Omul e uman, o să vedem. Eu mă rog pentru... Să știți că niciodată când catolicilor le-a mers rău nou, nu ne-a mers bine. Să ținem cont că la nivelul diplomației europene, aportul de cultură creștină pe care aduce Vaticanul în discursuri, în stafurile mari, nu e de aici de acolo. Sper să nu devină diplomat cu ortodoxii, că aici se pierd meciurile. Deși în ultima vreme constat că noi nu mai avem o problemă doar cu catolicii, noi avem o problemă și cu ortodoxii. Faptul că, de exemplu, noi am vrut să facem un episcop sârb pentru români, pentru românii din Banatul sârbesc, este anatemă și blestem. Faptul că iau un vicariat sârbesc la Timișoara e o binecuvântare de la Domnul. Nu cred că sunt două măsuri ale Evangheliei și nu trebuie să admitem niciodată să se lucreze pe două măsuri ale Evangheliei. Papa își va face treaba. Eu nădăjduiesc că o va face bine și la sfârșit de tot, când se va converti la ortodoxie, vom fi toți fericiți. Mă întreba ce părere am despre reconfirmarea lui Barack Obama. Ultima reconfirmare a lui Barack Obama e de ieri. Da, a fost un atac terorist. Numai în pielea lui să nu fi. Frații tăi musulmani, să dea în poporul tău american. V-ați gândit vreodată? Bunicul lui Barack Obama a fost unul dintre liderii socialiști ai Camerunului, care a făcut pușcărie la greu și a fost împușcat pentru politica lui. Noi nu știm foarte multe lucruri despre americani, cum ei habar n-au nimic despre noi. FSEG-ul vostru, dar nici mă facultă, FSEG. Cred că nu există decât în conștiința noastră. N-ar înțelege ce scriem noi mare. Și altele. Ceea ce vreau să vă gândiți foarte bine este că ne putem ruga pentru americani liniștiți. Cu cât se vor converti mai mulți la ortodoxie, cu atât de va fi mai bine. Unde să-mi găsesc un prieten potrivit ca să-mi fie soț? Sper că e fată care mă întreabă. Alo, domnul... Da. Și cum să dau seama că este cel potrivit ca să ne mântuim împreună? Uite, două întrebări cu foarte greu răspuns. Odată că firea omului trebuie să fie naturală, să nu forțați niciodată natura relației voastre. Să nu credeți că dacă ziceți două psaltiri pe zi și bateți 40 de metani, nu o să vă chine dracu curviei. Aș zice, din contră.
Fiți cu minți și nu epatați. Ortodoxia nu stă în ceea ce mărturisim despre ea că, este, ci din ceea ce trăim că este. Învățați să vă plimbați de mână. Nici nu știu ce căutați în sală aici când e așa frumos acum afară. Pe bune. Deci asta este... A fost una dintre probleme. Nu știam dacă să intru sau... Și acum am înțeles, i-am spus părintelui Teofil Tia. Eu acum am înțeles de ce în altul Anania, Bartolomeu a ținut așa de mult să fie mormântat acolo. Să-i se plimbe îndrăgostiții prin plete. E parcul ăla acolo și erau doi tineri care se țineau în brațe. Nu m-am dus să trag cu urechea ce vorbesc, dar puteam bănui. Dar știți că mi-au creat o stare de bine, o stare de normalitate. Iubirea în ortodoxie e o stare de normalitate. Este un mod de a fi de dragul celuilalt, de bucurie de dragul celuilalt. Nu știu cum o să face să vă mântuiți, că e greu. N-avem soluții mântuitoare, avem o biserică în care ne putem mântui. Țineți aproape de ea, încercați să vă prăznuiți bucuria și să fiți ai bisericii, inclusiv când pare că nu sunteți ai bisericii. Și vă mai vând un pont. Încercați să nu vă încurce Dumnezeu nimic din ce faceți. Dacă faceți un lucru la care vă încurcă Dumnezeu, să știți că aveți o problemă. Nu-L văd pe Hristos stând liniștit când voi copiați, de exemplu, la examene. Profesorul stă liniștit că El e mulțumit. S-a prefăcut că predă, voi v-ați prefăcut că ați învățat, statul s-a prefăcut că îl plătește. Noi ne prefacem că avem intelectuali. Avem la intelectuali în România, e țara plină de intelectuali. Să nu vă prefaceți niciodată. Iubirea trebuie să fie sinceră. Dacă cineva te iubește, e sincer cu tine. Niciodată nu spune prostii. Vai, draga mea, dar ce spray ai când ți-e spute gura că nu te-ai spălat. Da, am un chestionare aplicat la liceu și am spus ce îți displace cel mai tare la prietena ta. Faptul că îi miroase gura. La fete, când le-am întrebat, miroseau mult mai multe. Și de aceea am impus la un moment dat un program când predam la liceu, nici o zi fără duș. Da, asta ține de a te crește în iubire pentru celălalt. Ce-i plăcut să mergi cu un munte de primăvară, vară, toamnă, șobolan plutitori. Și acum mântuirea, să știți că e grea, nu mă întrebați pe mine, întrebați-vă duhovnicul. Da? Părinte, să mai rog să vorbiți despre importanța culturii în viața creștină și totodată importanța literaturii în dezvoltarea personală intelectuală. Deoarece unii cuvioși desconsideră totul până și cultura. Nu cred! M-am înțeles unde bateți. Aveam un foarte bun coleg, prieten. Îndrăznesc să-l numesc prieten. Îmi dai voie să-l numesc? Da. Mulțumesc pentru. Un foarte bun prieten care spunea, mă, termină-mă cu literatura. Mă, niște idioți francezi ăștia. Și am zis, vous parlez en français? Ce zici, mă? Zic, păi, matare, de aia nu simt nici în ureche când vorbesc francezii, că nicht habe sprache in France. Nimica. Bătălești ca legumă în ploaie. Așa, dâc, dâc. Nu spun că este grav că nu știi limba franceză. Ferească Dumnezeu. Doar nu ne cheamă Coco Chanel pe toți, nu? Dar important este să înțelegeți că orice limbă asumată este un orizont nou de cultură și cunoaștere. Și asta este enorm. Vă spune unul care de moș a învățat italiana, citește spaniola și portugheza. Adică târziu de tot m-am descebăluit. E fabulos! Nu vă puteți închipui ce înseamnă să poți citi în altă limbă. Regret profund, cea mai mare greșeală a vieții mele intelectuale e că am uitat rusa. Aș învăța chineza, că asta e la modă acum, dar nu reușesc. Știți că se traduce Stăniloae în chineză. Există un proiect care e prin facultatea noastră de teologie, făcut cu cei din Taiwan și din China, de la mămica lor de acolo, de la Kim Deng Xiaoping, care a murit și el săracul, și se traduce din engleză în chineză. Se fac Stăniloae în chineză. Vă dați seama cum o să arată. Nici nu știu cum se scrie Dumitru Stăniloae. Dar s-o fi scrind. Iau semne pentru toate. Când înveți semnele și cultura unei limbi, înveți să-i transmiți lui Dumnezeu că îl iubești și în limba respectivă. Și asumi tot ceea ce înseamnă bucuria unei culturi. Și asta înseamnă enorm de mult. Apoi, faptul că sunt pline galantarele de cărți, vă fac acum să nu mai citiți nimic. Pe vremea mea, ca să poți găsi o carte bună de citit, Nedei, făceai turul Brașovului la toate librăriile, căutai pilă de pilă, luai jumătate de unt, era șogunul.
două borcanele de iaurt era șpaga la volumul 1 din, nu, din John Fowles, din Magicianul. Dacă dispuneai de ceva, Parizer tăia la felii și îl dădeai șpagă, puteai să ai și bucuria să descoperi o traducere mai nouă din cine vrea. Era o colecție cu rombul roșu, așa, colecția romanului de dragoste. Pentru biblioteca, pentru toți, șpaga era un pic mai multă, că le-a se publica un volume mai multe. Dar pentru cel mai iubit dintre pământeni, mi-am dat Artexul nou, meu nou, nouț. Artexul era o minge de fotbal. Dar voi nu mai dați nimic pentru cărțile voastre, decât bani, care vă irită. Câte cafele intră aici, câte farduri aici, câte rujuri aici, câte fițe. Și trebuie să dau eu pe volumul ăla de contabilitate. Am văzut un volum de contabilitate, apropo, astăzi. Costă cât 6 Biblii și n-am auzit niciun contabil să se plângă de asta, nicăieri. Ori costă prea puțin Biblie, ori e ăla exagerat de mult. N-or fi mai deștept să ia decât serios. Și altele de genul acesta. Iar cultură înseamnă tot ce intră în ținta dumneavoastră. De citit, de ascultat, de văzut, toate vă creează o anumită fișă de rezonanță interioară care vă ajută să creșteți foarte mult. Sunt zeci de filme excepționale pe care nu mai apucăm să le vedem, că noi ne uităm unii în ochii celorlalți așa, triști, un popor de oameni triști, nu înțelege pe ce lume trăim, nu ne iubește nimeni, suntem părăsiți de toată lumea. Și atunci, sigur că apare depresia asta națională, care nu-i de ieri de azi, și cred că noi suntem un caz clar de psihiatrie socială românii. Noi, când ne e bine, ne e bine la toți și unii rămân acolo, cădem după aia toți și ne e rău la toți, dar aia care s-a acolo, aia avea ce se plâng ei. Am auzit un nene parlamentar așa de supărat că avea o cameră la hotel în trecuta legislație. El are vreo câteva legislaturi așa, nici ducă, că nici mai știe săracul. Că e senil de mult, din 90 e senil. Și zice, vai, aveam o cameră 40x40, așa mă desfășuram. Acum zice, n-am decât 36x42, așa, bă, perdere de viteză acolo. Deci vă rog eu mult, puneți mâna, citiți, decât să bârfiți, mai bine comentați. Decât să înghițiți peltea culturală, mai bine faceți exegeză la tot ce primiți. Și dacă trece o muscă prin sală, analizați-o. O să vedeți câte câștiguri o să aveți. Părinte, am o prietenă care vrea să meargă în mănăstire, dar părinții și duhovnicul ei nu acceptă asta. Duhovnicul e influențat de părinții, așa că mi-a spus un sfat pentru ea. Să aibă răbdare. La mănăstire poți merge numai la vârsta la care te primește Hristos. Nu este un timp, un timing, boarding. Now boarding, it's finished. Hristos nu își retrage niciodată scara de la bordul avionului. N-aia ce treabă? Să stea răbdurie, cu minte. Pe mine m-a impresionat părintele Schmemann în jurnalul lui, scrie când a venit o tânără americană la dânsul să se călugărească, a zis, părinte, nu încă. Ce facultate ai terminat? Că am terminat economia. Du-te și caută-ți în loc de muncă unde să ai cât mai mult contact cu oamenii. Să poți să vorbești cu ei, să discuți, să ai posibilitatea mărturisirii ortodoxiei tale cu o cruce, cu o iconiță, cu... Aia stat, zice, și cât să fac asta? 3 ani de zile. Dar în 3 ani de zile să nu lipsești de la slujba de la biserica noastră din parohie, să... Într-adevăr, fata 3 ani de zile a lucrat la un ghișeu de bancă, și-a pus o iconie, a propovăduit, a vorbit cu oamenii, dar nu lipsa niciodată de la biserică, spăla, făcea curățenie, cânta la strană, a învățat tot tipicul. Că nu ce în mănăstire, să te învețe mănăstirea să te rogi. Nu te rogi, ce cauți în mănăstire? Că ajunge câte una săraca să lipăstă de strană și zici, păi zi, mă, duc, că nu știu. Până acum am citit Hustler. Pardon, ăsta nu-i pentru ele. Adică cu lecturi de astea frivole. N-ai ce căuta la strană, că strici mănăstirea, nene. Și așa ne e tot mai greu în mănăstiri. Strici mănăstirea. Nu te duci ca un handicapat. Biserica, mănăstirea nu e un spațiu de handicapați, e un spațiu de oameni împliniți. Ei bine, după aceea s-a dus la părinte, zice, cum te simți? Zice, mă simt foarte bine. Zice, acum mă simt bine. Zice, dar ce să fac mai departe? Mai stai 3 ani. După 3 ani de zile, zice, aveți dreptate, am înțeles. Ești monah acolo unde te îngăduie Dumnezeu să fii monah. Nu ești monah unde crezi tu că ești monah. În mod cert. Și eu și părinte Ciprian acum am preferat să fim la Atos. N-ai vrea acolo? Mamă, răcoarea serii înainte de priveghere. Oi, Doamne! E dumnezeiesc! Fetele nici nu o să știe cum e. Na. În sfârșit, avem și noi bărbații ziua noastră internațională. E ziua în care intrăm în Atos. Și în momentul în care stai acolo, îți dai seama că, de fapt, fiecare gest, tu ești cu gândul tot la copiii tăi de acasă, la
zici, băi, ăla e în spital, cum o fi? De, cât de tare ai fi, călugăria ta e acolo unde ți-a îngăduit-o Dumnezeu să fie. În mod cert și definitiv. Acum câțiva ani, când eram în Natos de privegherea, a fost ultimul an al Părintelui Petroniu, când a slujit la de Rusalii și mi-au îngăduit și mie, că la toți sfinții se îngăduie și un vierme, mi-au îngăduit și mie să slujesc atunci și am venit pe drum, zic, Doamne, păi nu poate fi ceva mai frumos, mai bun, mai adevărat decât, fai, priveghere în Natos de pogorârea Duhului Sfânt. Ai medalie de onoare, să știți, în pieptul unui preot, astea sunt medaliile de onoare. Și vin acasă și un prieten foarte bun m-a dus la Gherla, la penitenciar, să le vorbesc pușcăriașilor. Și când i-am văzut pe oamenii ce bucuroși erau de Evanghelie și ce fericiți erau că am fost acolo, râdeau, Doamne, după ce n-au mai ales atâtea mari de vreme, mi-am zis că, de fapt, Hristos spune, în temniță am fost și m-aș cercetat. Nu a spus, în Atos am fost și m-aș privegheat. Și atunci am înțeles că nu unde zicem noi că ne e bine, ne e bine, ci unde Dumnezeu îngăduie să ne fie bine, acolo ne e bine. Ce părere aveți despre reînființarea crematoriului uman din Cluj? Le doriți succes? Va crește producția de NES? Și de știri care filmează coșuri cu fum? Sigur că uneori poate fi o necesitate. Lăsați că aveți destulă populație de altă credință decât ortodoxă în Cluj. Ăștia oricum sunt arși din timpul vieții. De dorința unei anumite zone, nu spunem care. Și atunci lăsați-i, că ai treaba unora. Eu zic să vă întăriți poziția și în continuare să fiți foarte fermi. Știți că a fost un meci întreg, dacă vă aduceți aminte, inclusiv televizat, atunci cu arderea lui Sergiu Nicolaescu. Dacă, și ne-am spus că argumentul fundamental, biserica tot, am încercat noi cu argumente din Scriptură, cu îi dai dracului Scriptura, dracul ce fi de aici, că eu sunt doctor în ea. Mai ales unii penticostali de pe la unele antene, că erau foarte docți și ne dădeau lecții până când le-am reafirmat doctrina lor din America, nu asta din România. Retro Satana, ăștia când le zici retro Satana, trebuie să stai cu spatele spre America. Să vadă de unde le vine lor sorgintea și de unde le-au ajuns culturile. Și le-am zis, gândiți-vă bine, conform legii de stat din România, orice clădire care este aprinsă, este incendiată, incendiatorul este pedepsit. E pedepsit prin lege. Ești incendiator, te pedepsește. De ce trupul omenesc, care este templul Duhului Sfânt și îi dai foc, n-ai fi pedepsit pentru asta? Dacă aș da foc la o catedrală, toată lumea, nebunul, și așa am zic, e nebunul, să mai dau foc. Dar dacă dai foc trupului tău, de ce nu e asta un păcat? Fiți cu minți, rugați-vă, creșteți-vă cu demnitate copiii să înțeleagă de ce nu trebuie să fie pârliți nici pe lumea asta, nici pe lumea ailaltă. Și va fi importantă. De ce cafeaua este văzută în mod diferit față de țigări? Până la urmă tot dependență creează. Uite-o cum stă. Pentru că spre deosebire de tutun care ucide, cafeaua face moartea mai dulce. Vă dați seama cu ce prostii pierdem noi vremea. S-a întrupat Hristos ca să vorbim de ce cafeaua da și tutunul nu. Pentru că în sine cafeaua este un adjuvant să priveghezi, tutunul nu. Pentru că s-o grămadă de lucruri. Vedeți și voi cum vă miroase gura după o cană de cafea și cum pute gura canal după un tutun. Luați așa, măcar igienic, dacă nu altfel. Eu cred că nici cafea în exces nu e bună și cred că maximum o cafea mică seara, mai mare spre dimineață și foarte mare la prânz. Toți ne batem cu câte o ispită. Să știți că și ispita de a nu bea cafea. Ca să te dai mare că nu bei cafea, tot o ispită este. Câți n-avem cică? Eu n-am mâncat azi brânză. Să fii sănătos. Vreau! Na! Cum să ne vindecăm sufletele după o dezamăgire? Cum să depășim fantasmele trecutului? E greu. Dezamăgirea înseamnă că v-ați amăgit. Deci dacă vreți să biruiți data viitoare, nu vă mai amăgiți. Amăgitorul nu-i Hristos. Hristos nu amăgește. Hristos e foarte realist. Scrie în contract. Caut fată înaltă, blondă, ochi albaștri, blondă nu știu dacă mai e bine, dar mă rog. Blondă, ochi albaștri, înaltă, cu tare, cu tare. Bun, bravo. Atunci de ce te mulțumești cu una brunetă care merge invers și privește în altă parte? De ce nu ești corect cu ce ți-ai ales prima dată că vrei să fie modelul tău? De ce schimbi modelul pe parcurs? Aici e amăgirea. Inițial avem un model, indiferent.
După aceea imediat schimbăm. Na, parcă am câte unul, zice, părinte, eu o iubesc și pe aia, și pe aia. Zic, bă, te-o luat dracu și acolo, și acolo. Lipsa de fidelitate a fetelor, să țineți minte, lipsa de fidelitate a unui bărbat se pedepsește cu moartea. Trebuie să dispară din celular, din cultură și din relație. Să nu întrețineți relații cu bărbați infideli. O femeie infidelă, când își vine în fire, e valoroasă. E o Marie Magdalena. Dar n-am văzut niciun curvar pomenit în Evanghelie că s-a convertit și a devenit om de treabă. La bărbați, dracu-i mai profund, că argumentează de fiecare dată. Fiți foarte atente. Iar la băieți, le atrag atenția. Fătuca care pipă și bea așa, numai un coniecel la 10 și o bere spre seară, o să vă nască copii cu cocoașă. De-aia a deviat neamul românesc de la frumusețea neamului românesc. Că ne-am drogat cu toate prostiile și am sexualizat toate întâlnirile. Și fiți cu minți, vă spun că cel mai mare dar al nostru este să nu ne amăgim că putem să avem toate femeile și că putem avea toți bărbații. Le spun studenților tot timpul că cu femeile e ca și cu cărțile, nu le poți citi pe toate. Iar bărbat adevărat este cel care își ține pantalonii pe el când toți ceilalți își dau jos. Să țineți minte că trăim într-o lume cu bărbații cu pantalonii pe vine și de aici ni se trage, nu mai zic de fete că nici nu mai poartă fuste câte unele. Purtați-vă decenți. Dacă nu vreți să fiți dezamăgită sau dezamăgit, purtați-vă cu decență. Decența nu dezamăgește niciodată. Mi-a zis o fată zilele trecute, părinte, eu cred că nu se leagă de mine că sunt prea sobră. Tu zâmulța încă e așa. Bine că nu se leagă prea mult de tine că ești prea sobă. Care să fie argumentele noastre împotriva celor care susțin că biserica este vinovată de regresul României, de lipsa de dezvoltare din punct de vedere al mentalității? Ce să le spunem celor care scot în evidentă faptul unor preoți care mai greșesc cu scopul de a discredita biserica, cu scopul de a îndepărta faptul că harul preoților rămâne indiferent de faptele din viața de zi cu zi? Nu reprezintă un argument pentru ei. Nici nu este un argument. Spune unul dintre părinți, Sfântul Simeon Noul Tolo, că un preot care nu-și ține preoția se autocaterisește. Deci singur se scoate din afara harului lui Dumnezeu lucrător. Ideea cu popa-i popă și un șanț e valabil la reformați și la catolici, dar la ortodoxi nu prea e așa. Că se pup mâna popii dacă e în șanț, că e beat, că el e mâna popii. Ușurel că nu stă Hristos în mâna preotului. Sărutăm mâna preotului care slujește liturghia, care ți-a dăruit viața, care ți-a dăruit nemurirea aia, da. Dar nu pup toate cioturile sufletești. 1. 2. Vă fac un exercițiu, că toți suntem într-o facultate SEG. SEGA, da. Sunt un fel de planetă. Toți suntem în lumea economiei. Haideți să vă dau un exemplu minimal de manipulare de informație în presă. Țineți minte că în februarie am fost anunțați oficial de către toate canalele de televiziune că personalitatea Preafericitului Părinte Patriar Daniel nu mai este unde era ea altă dată, acolo în vârf. Și că primul este domnul Mugur Isărescu. Bucurați-vă, economiștii, bucurați-vă. Veți conduce România următorii 30 de ani, stați liniștiți. Exact ca acum. Și următorul este domnul Sorin Oprescu. Motivul pentru care Preafericitul Părinte Patriarh Teoctis nu mai este pe locul întâi este pentru că susține proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, unde sângele poporului pe care îl iubim, cu 15.000 de euro salariu la televiziune și încă 10.000 buget pentru emisiune și plătim 6.000 de euro la o lideră sindicală să facă greva foame, să avem și noi cum să-l porcim pe altul. M-am scăpat, asta nu era în informația care vreau să vă dau. Deci, poporul care e blind de zudoare și blind de sânge este exploatat de către biserică. Pot să crezi, deci la prima vedere așa pare. Cu o singură condiție. Dacă te uiți cine a făcut cele mai mari donații pentru Catedrala Mântuirii Neamului, Banca Națională și Primăria Generală a Capitalei, adică Monsieur Petit Mugur, Isărescu și domnul Sorin Oprescu, care au înțeles foarte bine că Banca Națională e a românilor, nu a cozilor de topor, și primarul Sorin Oprescu, care a înțeles bine că Primăria Capitală Generală e a capitalei, nu a capitalismului. Adică e un pic de joc de cuvinte. Și atunci ținta este falsă. Luați fiecare știre care este îndreptată împotriva bisericii și veți vedea cum e lucrată la două capete în permanență. Trăim într-o presă la două capete. Spunem numai ce ne convine, numai în condițiile care ne convine. De exemplu, noua încălzire alăturii cu homosexualitatea și cu
a degenerat imediat icoane, biserică, religie, școală. Imediat. De ce? Pentru că de acolo e opoziția. Deși aceiași oameni care acum ne vând ideea asta cu păcatul bisericii de a-și face treaba, nu, ei zic că noi nu ne facem treaba, că lumea nu ține, nu e adevărat. Uite, popia dărâmă tot. Păi atunci de ce mai spui că i-am în biserică? Păi ori zici într-o dată minciuna, ori când zici adevărul? Când spui că am oameni în biserică sau când spui că n-am oameni în biserică? Că odată zici că n-am oameni, deci trebuie să fiu desfințat și altă dată, uite câți oameni merg la biserică, senili ăștia de ortodox. Și au zis un nene la noi acolo la Sibiu că sunt senili. Și a zis, nene, mă tale, ești senin. De aici s-a tras de la seninătatea dumneavoastră la senilitatea noastră, diferența e de un Dumnezeu. Nu-i mare. Toată, și aceiași oameni, plătiți acum să încălzească povestioara, care gâfuie la microfoanele noastre, din diferite motive, ne-au spus acum un an, doi, printre dinți așa, că Fundația Soros a efectuat un raport la nivelul național și a constatat că 89,5% din copii vor religie. Mama lor de copii și mâine, că ne-a stricat nouă bugetul. Și au mers exact în localitățile unde, fiți atenți, ce chestie absolut fenomenală, ce înseamnă, domne, un copil, domne. Le-a dat peste cap tot marșul triumfător al tâmpeniilor imbecile. S-au dus și au întrebat despre icoane, dacă vor icoane în casă, în Harghita și Covazna, unde ia Egg Ishten. Unul singur, aia unitarieni. Și copiii au spus că vor icoane, domne. I-au terminat pe ăștia. Deci tu te duci într-o masă de oameni care nu au un cult icoanele și întrebi dacă vor icoane. Te duci la o tanti care e în vârstă, are 90 de ani și zici, bunică, nu vrei să te duc la spa? Aia săraca n-are bani de ulei, ar vrea bani de curent. Și te duci la asta tânără, care ar vrea la spa din când în când și zice, nu vrei niște Gerovital pentru dureri de genunchi? Deci te întreabă tot timpul în altă parte, în speranța că le iese. Nu le iese. Ghinion. Ce înseamnă, domne, copilul, domnule? Ce înseamnă Dumnezeu să te apere prin copii? Mă uitam azi la școală. Eu o spun public la Cluj și o spun cu toată responsabilitatea. Dacă generația de copii care acum este a doua, a treia, a patra, nu va fi decimată în continuare de impostura intelectuală a anilor următori de școală, nu ne va înghiți niciun fost imperiu vreodată și nimeni nu va putea să ne batjocorească ca oameni. Azi am fost în Târgu Mureș și am văzut ce îi așteaptă pe viitorii dușmani ai României. Vai de capul lor! Indiferent că acești copii vor rămâne în Târgu Mureș sau vor merge la Căpșuni sau la Mulți, Melcii, pe nu știu unde, îi vor bate tot timpul pentru că ei real cred în Dumnezeu. Real! Mi-a părut rău că nu poți filma câte o oră de asta, că aș da-o. Ăștia care ne tot spun că copiii se sperie. Știți cum făceau? S-au lipit copiii de reverendă, ne pupam. Era dragoste mare. Micul dejun. Ce ne spun ei nou? Că ne urăsc copiii? Zbătuți în cap. Sunt convins că iubesc pe aia la fundația aia, cu fața aia de Temistocle Copa Redivivus. Ce părere aveți despre scrierile părintelui Ghelase Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei? L-am stimat și îl stimez foarte mult pe părinte, l-am cunoscut personal. Când vorbea era mult mai ușor de citit decât atunci, acum când îl citești. Părintele Stăniloae a avut o vorbă către unul dintre părinții de la noi, de la Sibiu, zice, lasă-l că așa de complex scrie, că nu-l înțeleg decât aia care gândesc cel puțin la fel ca el. Pentru cei care au trecut prin experiența yoga, pentru cei care au crescut prin alte experiențe decât cea creștină, părintele Ghelase e cel mai frumos cârlig către Dumnezeu pe care ne l-a putut pune Dumnezeu la îndemână în neamul nostru. Experiența lui, capacitatea lui, îmi pare rău că nu l-ați cunoscut ca om, fabulos, o fantă de lumină era. Te ducea la el cu frică, dacă tot citeai acolo chip al chipului care închipuie, închipuirea chipului care închipuie, gata, erai mort. Când venea el și spunea cum stă soarele în bobul de grâu și că mănânci soare, când mănânci grâu, ce bă, de asta sărac. Păi, când vorbea cu tine, erai, te termina. Cum se poate împăca psihologia cu teologia? Am să vă dau un exemplu. La o facultate de medicină, nu vă spun unde, a fost o conferință foarte amplă despre avort. A fost medicul ginecolog prezent, decanul facultății respective, care este imelist, băiatul la care clienții nu se plâng niciodată, o doamnă psiholog și preacucernicia mea, această bucată de
interpretare exegetică. Și mi-a plăcut foarte mult. Ginecologul a fost foarte ferm, a explicat foarte corect despre ce e vorba. Medicul legist, decanul lor, a fost foarte ferm, foarte corect despre ce este vorba. Psihologa nu era, cred că, foarte în temă, dar a vorbit și ea bine. Popa s-a trezit să vorbească prostii. Eu le-am spus de la început că am o experiență dubioasă la capitolul ăsta. În primul rând că mama, în ciuda faptului că a vrut tot timpul să scape de mine, m-am încăpățânat să trăiesc. Și mama nu regretă. Deci o spun de pe poziția subiectului abordat în conferință. Apoi am avut șansa de a face foarte serios practică în spitalul de ginecologie ca asistent laborant. Apoi a rânduit Dumnezeu să fac teologia și un pic de psihologie. Omul nu-i complet fără experiențele lui din viață. Terminați cu prostiile. Nu există psihologie ortodoxă, psihoterapie ortodoxă. Există psihologie cu atitudine ortodoxă. Psihiatrie cu atitudine ortodoxă. Adică optimist, încrezător în Dumnezeu, cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Așa se împacă teologia cu psihologia. Psihologia nu se prea împacă cu teologia, că ei cred că credința este un fals, este vorba despre o bipolaritate umană axată pe... M-am uitat la o definiție astăzi, de aici știu, și am văzut acolo, acolo o carte, 100 de expresii din psihologie, unde doliul este așa, adică faptul că omul suferă când îi moare cineva este expresia unei boli, să ne bucurăm toți când moare. Ăla care a scris cartea de psihologie atunci. Cum s-au bucurat irlandezii și scoțienii la moartea distinsei doamne Thatcher. Ce gest de mărinimie, nu? Femeia care i-a salvat până la urmă economic cam pe toți. Că imperiul e una. Dușmanii imperiului e unii și ei. Știți? Părinte, aș vrea să vorbiți puțin despre perspectiva de abordarea creștinității din partea anumitor creștini, clerici și mădă, prin propovăduirea unei imagini a unui Dumnezeu răzbunător și nu un Dumnezeu al dragostei și al bunătății. Cum credeți să că arată creștinismul la vremurilor noastre, dacă nu normal și plin de probleme, ca oricare alt tânăr, dar un atu și anume Dumnezeu. Creștinii tineri au un atu. Un Dumnezeu răzbunător trebuie să țineți minte că avem în continuare. Se răzbună cumplit pe proști. N-ai nicio părtășie cu ei. Să țineți minte, Dumnezeu are părtășie cu păcătoșii, că e curvar, că e bețiv, că... Dumnezeu îmi gâdie un moment în care îi se așează pe suflet, îl gâdie, a, mă copile, mă, vină-ți, mă, în fire, mă, nimic. Cu prostul nu merge. Că ăla e plin de el, și băi, eu sunt, creierul meu este însuși Dumnezeu, și lucrează numai cu energii create. Nesuri, buldă, ați văzut cum fac bul, cum face suculețul ăla cu tăuraș în el, cum face Red Bull-ul aripioare la tot felul de drăcușori la televizor. Cam asta e imaginea lumii. Acum e o reclamă mai nouă care spune te naști în linie dreaptă, trăiești în linie dreaptă, faci dreaptă. Tu, Borg, îți oferă o posibilitate, dar asta e Dumnezeul celor care... Pe ăsta, de obicei, Dumnezeu se răzbună. Mai există o răzbunare pe care o practică Dumnezeu în raport cu noi când suntem falși. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, intră în Împărăția Cerurilor. O prietenă foarte bună, o sculptoriță de la Timișoara, Linda, care este o evreică convertită la ortodoxie, a făcut un ansamblu de nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, a creat 7 figurine care sunt toate cu mâinile ridicate, toate dintr-un bronz înnegrit așa, una singură în mijloc e dintr-un bronz aurit. Deci ca să fii omului Dumnezeu în rugăciune, trebuie să-ți aurești rugăciunea. Iar aurirea rugăciunii și vieții tale înseamnă să lucrezi cu marele dăruitor al luminii care este Hristos. A trece tot timpul pe ideea că Dumnezeu este un tip care stă pe mitralieră și trage cu tancul, care biciuie, sadomaso, creștinist de ăsta așa, ține un pic de neputința de a înțelege pe oameni. Părintele Arsenie avea o vorbă să fim înțelegători cu neputințele oamenilor. Unii oameni chiar nu pot mai mult. Nu pot. Și atunci trebuie să-l prețuiești pe om în limitele în care Dumnezeu i-a îngăduit să fie. Și atât. Există cunoaștere de sine care să nu te ducă la mândrie? O, Doamne! Cum să nu? Adevărata cunoaștere de sine nu duce niciodată la mândrie. Fița cunoașterii de sine, ci deștept sânci, cum pun eu coada la prudă, dacă nu m-aș fi născut eu, nu s-ar fi născut poezia românească. N-ați auzit profesor vorbind așa la catedră? Dacă nu erau ei câțiva ingineri actuali,
Și câțiva economiști de acum, cum gemea poporul, știți? Ori, în politică, boala e veche. Ca să nu prindeți din momeala asta, încercați să țineți minte că la începutul cunoașterii, în mijlocul cunoașterii și la sfârșitul cunoașterii e Dumnezeu. Dacă nu dați de El, dați de dracu. E simplu. Vorbiți-ne, vă rog, despre iubește aproapele ca pe tine însuți. Cum e cu iubirea de sine? E simplă. Adică, te doare măseaua, te duci la dentist. Ți-e foame, mănânci. Ți-e sete, bei. Ți-e somnic, faci nănică. Asta înseamnă să te iubești pe măcar minimal așa. Minimal. Cum te duci tu cu capul gol în timpul iernii, la minus 30 de grade, doar să le arăți colegilor că ai o șuviță așa? Pentru că acest cap al tău va trebui să fie lucid peste 10-20 de ani când vei naște copii și îți va trebui să ai o minte limpede noaptea la 1 și nu o să poți să fii limpede că te doare capul, că ai stat cu vânt, în vânt. Asta înseamnă să te iubești pe tine, să te vezi pe tine cu finalitățile tale. Cât sunteți voi de diplomate și voi de diplomați, tot tătici și mămici vor fi gradele maxime dacă nu o să fiți maici și taici la mănăstire. Sau episcop, mă rog. Nu ne băgăm că e un sector prea înalt pentru noi. Da? Deci nu există, fiți cu minți, a te iubi pe sine înseamnă să te vezi în dezvoltarea ta. Nu există limită iubirii. Nu poți să spui că astăzi mă iubesc mai puțin decât ieri. A, că-s mai neatent azi decât ieri, altă mâncare de pește, dar a te iubi de sine, pe tine înseamnă să nu mergi cu ea mănene acasă. Să știți, asta e un semn de iubire de sine. Să nu spui viața în mâna primului șofer pe care îl vezi. Nici cum. Nici din punct de vedere fizic, nici din metafizic. A te iubi pe sine înseamnă, pe tine înseamnă să nu mergi fără bilet pe tren. Ca să nu te simți jignit de privirea cultului care taxează biletele și care se uită la tine ca la ultima râmă. Îți meriți privirea. A te iubi pe sine înseamnă să mănânci tot când îți spune mama farfurie, indiferent de vârstă. Nu există comentariu la mamă și la tată. Nu există. Au să spuneți, bine, acum mergem în post și o să ne pună ai noștri exact în Joia Mare cârnați. Na, și? Unde-i problema? Păi da, dar vrem să postim. Păi cine vă oprește? Niciun părinte nu încalcă binele copilului. Îi vrea binele, chiar exagerează cu vrutul binelui. Pui cârnatul deoparte și mănânci restul. Dacă nu mai e nimic, nu mănânci. Și atât de simplu. Nu complicați lucrurile. Iubirea de sine te îndeamnă să nu complici lucrurile. Mă iubesc pe mine și pentru că am devenit un bun ortodox, îmi trag o coadă lungă, lungă, deși acum de când cu cernea asta, cred că le-am mai tăiat cozile și la ei noștri. Și îmi las o barbă mare, așa, și umblu totdeauna numai în, ia să zic în fustă, dar nu merge cu barbă, și umblu numai în pantalon de aia să se vadă că fiți cu minți. Demnitatea omului stă inclusiv în imaginea pe care o arată oamenilor. Nimic nu e mai frumos decât un tânăr care își caută chipul și care încearcă să și-l definească, care vrea să se așeze pe o. Eu nu suport, de exemplu, au venit la mine la spovedit o fată care avea un cercel în nas. Era micuț așa, chiar finuț. Și zic, bă, la ce-i nas? Îl dau jos. Ne. Îl dai jos mâine după ce te împărtășești, ca semn că te-ai împărtășit. Și dacă mâine te prind că vii fără inel, fără cercel în nas, l-am împărtășit, nu te împărtășesc. Dacă asta ești, așa vii la Dumnezeu. Și dacă vrei să-i dăruiești o schimbare lui Dumnezeu, dă-i eu după ce te-ai întâlnit cu El. A venit fata, se uitau tantile în vârstă, ca să nu spun babilii, se uitau ca la mașini străine, dar arăta trăsnet asta, era cu geacă de aia de piele, știți, cu motoristă de aia era înrăită, cu casca în mână și a zis, bravo fată, păi dar nu e așa cinstit? Dacă ea venea cu trei batice băgate jurul otitelor și venea cu o fustă lungă, de eu țineau călug diaconii de la intrare să intre cu fusta. La ce-i folosea fetei? Vreau să vă spun că după aceea, în prezența mea, și-a scos în dreptul icoane Maicii Domnului, a, și ce părinte, vă rog să țineți dumneavoastră ăsta și să... Și-a-l mulțumesc! Râdeți! A venit o fetiță căruia a murit tăticul, la vreo jumătate de oră. Și s-a comportat excepțional la mormântarea, cu o demnitate fetița aia de m-a terminat. Și-a zis, vino, Maica Domnului te medaliază. Uite, îți dă un diamant în piept. Ai primit un diamant de la Maica Domnului. Și așa cercelul din nasul fetei a devenit diamant în pieptul fetiței. De ce râdeți? Hristos transformă și restaurează lucrurile. Noi avem tendința când nu merge ceva să aruncăm. Stați pe ușor. Ușurel. Există un poet român care nu scria decât cu creioane aruncate de alții. Săracul Nichita Stănescu.
Unei persoane dragi s-a spânzurat fratele tânăr peste 20 de ani. Dacă parastasele nu sunt primite, atunci ce trebuie făcut ca să-l ajutăm într-un fel? Rugați-vă în șoaptă să nu vă audă popii. Părinte, ce atitudine se ia la serviciu unde colegii deseori vorbesc împotriva Domnului și bisericii? Vreau să vă spun că la serviciu ca la serviciu. Se ridică racheta, mingea, se lovește dintr-o lovitură. Dacă faceți greșeala de a da în afara terenului, e problema voastră. Trăzniți-i exact când se așteaptă mai puțin. Tendința noastră este ortodox. Dă, răbdă-te, dă, biserică. Le-am spus unora, băi, voi nu socotiți ortodoxia mea handicap, că dacă vă trag un dos de palmă intelectuală, vă adun de pe jos pe toți. Eram într-o cancelarie de școală și toți își dădeau, deci parcă eu nu eram acolo, știi? Vorbeau de pop, curvar, bețiv, și aștepta să vadă reacția. Așa, zis, Doamne, miluiește această cancelarie de sfinți. Ia-i pe toți în rai în clipa asta, zic. Ia-i pe toți în rai. S-au schimbat la față. Bă, ce faci, părinte? Păi, bă, asta este. Cum ne dăm seama care e voia lui Dumnezeu cu noi? Cu răbdare. Stați și ascultați-L pe Dumnezeu. V-am spus, e un sunet de rutină în jurul nostru. Uitați-vă bine, un huruit tot timpul. Huruie șoseaua, huruie apa vecinului, huruie telefonul, huruie microfonul. Tot timpul, uitați-vă bine, tot timpul vieții noastre, și când dormim noaptea, e un huruit care trece pe lângă noi. Ca să vă liniștiți, închideți-vă în cameră, plecați genunchii și rugați-vă. Punct. E o metodă scripturistică. Toți părinții bisericii vorbesc despre ea. Te retragi în cameră, închizi ușa, te pui în genunchi și te rogi. Vedeți după aia. Care este diferența dintre spiritualitate și religie? Cum priviți conceptul putere superioară, așa cum o înțelege fiecare folosită în recuperarea din adicții, gen alcoolici anonim? Asta ei au dat la pace. Alcoolici anonim, nu uitați că au început în United States of China, of America, pardon. Și la ei e greu să vorbești tuturor pe o singură limbă. Și atunci au ales un personaj la mijlocul culturii lor. Nouă ne e mai ușor, că la noi care nu e ortodox, l-a luat mama dragă. E în altă biserică. Dar ăla care e ortodox nu știe nici el nimic despre treime, fie vorba între noi. Dacă îl întrebi pe unul cine este Iisus Hristos, între ai noștri ăștia cu porcul și mielul, și acum mai nou cu ceapa verde, nu, n-are conținuturi foarte ample. Și atunci se creează o prismă prin care se poate fi gândită dumnezeirea din mintea fiecăruia. Că toți au câte ceva de care se agață în disperare. La alcoolicii anonimi e și mai greu, pentru că văd câte două, trei puteri superioare în funcție de... Când încep să se lase, încep să-i dea nume puterii superioare. Știți ce e interesant? Dacă citiți corect memoriile lor și vedeți terapia cum se desfășoară ea, eu îi văd și la Crucea Albastră, unde sunt mare președinte. Și la noi se leagă și vin așa, zic ei, de un Dumnezeu de ăsta așa cu care se trag de șireturi, ca un papucel de schimb așa, dar în timp, pe măsura în care lucidizează păcatul și adâncimea greutății în care sunt, încep să-i dea nume celui care îi salvează. Știți? Și e interesant. Uneori pe Dumnezeul lor îl cheamă Holger Lux, e medicul meu de la Șura. Sau Vasile Șoaită, care e psihologul. Deci încep să numească pe cel care îi salvează. Și ușor, ușor încep să vadă că nu i-a salvat psihologul, nu i-a salvat medicul, i-a salvat Dumnezeu care lucrează prin medic, Dumnezeu care lucrează prin psiholog. Nu vă închipuiți că ți-ați câștiga voi ușor, câștigă și ceilalți ușor. Ar trebui să vă fie rușine că pierdeți ce ați câștigat ușor. Și o luați de la capăt cu foarte multă greutate. Ce ai omorât? Omorât rămâne, zice Labiș. Biserica zice, Hristos a înviat. Deci ce ai omorât nu rămâne mort niciodată. Și atunci încercați tot timpul să înțelegeți. Eu am o problemă cu spiritualitatea și religia. V-am spus că în ultima vreme avem tot felul de biluțari de ăștia. Spiritualitatea noastră ortodoxă e drept, e corect. Dacă spui spiritualitatea noastră ortodoxă, trebuie să te gândești la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă te gândești la altceva, începi să ai o problemă. M-am uitat de câte ori nu se confundă, de exemplu, religiozitate cu credință. Mântuitorul Hristos, când a vindecat-o pe femeie, nu i-a zis, femeie, du-te în pace, religia ta te-a mântuit. Ci credința ta te-a mântuit. Actul subiectiv al intervenției credinței tale în raport cu Dumnezeu. Tatăl n-a zis, sunt religios, Doamne, ajută religiozității mele. Nu? Că
Ca cei cu Doamne, îndură-te spre noi, de nu, eu tot timpul le spun, dacă tot vorbim atât de bine latină, de ce spunem Sfântul Spirit și nu Sacrul Spirit? Pentru că sacralitatea nu ține de sfințenie. Sacralitatea este o noțiune, nu e un adevăr. Dumnezeu nu se relevă ca fiind sacru, ni se relevă ca fiind sfânt. El nu vine să ne aducă o hartă de pe unde să încotro să o luăm ca să bem apă rece. El vine și ne dă izvorul de apă rece. E diferență majoră. De fiecare dată să țineți minte lucrurile astea, pentru că e atâta nebunie în jur și sunt câteva religii fantastice. N-avem noi templu McDonald's. N-avem noi templu mall. Mamă! Păi dacă am stat noi în fața icoanei când stăm la raftul de la mall când ne luăm o bluză, mamă, ce popor de sfinți am fi! Stăm la câte un pachet de ăla, dacă are ei, că n-are ei. N-are, dar nici n-are nimic în el. Cum trebuie să ne comportăm cu cerșetorii? Trebuie să le dăm bani? Cum trebuie să procedăm? Să-i ajutăm sau să nu-i încurajăm? Purtați-vă cu ei cum se poartă Dumnezeu cu voi. Cerșetori ce sunteți. Dă-mi, Doamne, o notă de 5. Te rog la nebunul ăsta, că a picat jumătate de an. Dar te rog, Doamne. O, numai 5, Doamne. 5. Promit că îi dau 5 lei la primul care iese pe stradă. Și îl sun pe prieten, dacă nu ești tu primul să-ți dau 5 lei? Vrei 5 lei? Hai primul. Nu, fiți cuminți. Noi toți suntem niște cerșetori, dar la diferite niveluri. Există o carte a unui pătrin părinte al bisericii, se cheamă Ceranistes, cerșetorul. Iată, eu stau la ușă și bat. Cel ce va voi, îmi va deschide și voi intra și voi prânzi cu el. Hristos însuși un cerșetor. El bate. Cine va voi, va deschide. Cum ne dăm... Mamă, aruncă-le aici. Cum ne dăm seama care, mai ce că să nu bei cafea, păi ne apucăm miezul nopții. Cum să ne dăm seama care e persoana potrivită pentru noi și ce vrea Dumnezeu pentru noi? Nu știu, să știți, niciodată n-am știut. E un radar special, e un feeling care se dezvoltă în timp. Nu poți să zici, băi, ăsta, altă, du-te iar, repede și fugi. Problema cea mai nouă a tinere generației masculine, să mă iertați băieți că vă expun în seara asta, dar sunt un pic tulburat de așa, de atmosferă, este că nu mai sunt bărbați. Îi fac curte, nu mai fură fetele. Ei nu știu că prima dată trebuie să-i spui fetei cât de valoroasă e și poate să-i construiești curtea. Ei încep, știți, se pare interesau o relație de bună durată, v-aș da pe Facebook o întâlnire, te trezești cu o tante fără dinți, așa, zice, eu sunt bunica fetei, dar îmi place de matale, așa. A te alege cu celălalt înseamnă a îngădui lui Dumnezeu să te pună la oaltă. Eu văd zeci de fete care suferă că mutul nu zice nimic. Nu mutul cu... Da? Mutul. O fâție, o învârte, o... I-a dat semnale amărâtei de 1000 de euro. Sună zinic. Ce faci? Cum ești? Bine? A, am bucur. Vlac. Asta săraca stă toată ziua așa în față. A ajuns celularul ca rugăciunea. Dă, Doamne, să-ți fie. Dă, e nefiresc, măi, oameni buni. M-a mai întrebat o dată o fată. Părinte, cum se arată unui băiat că îl iubești? Du-te, mă, și spune. Mă, te iubesc, mă, boule. Mă, băiete, mă. Băi, chiorule, băi, anormalule, băi. Știu că îți place și de Vasilica, și de Gheorghița, și de... Are pomenlic, așa. Măcar ăsta are pomenlic cu vii, dar vine câte o tanti sau câte un nene la biserică și zici că are cimitir particular, domnule. 1000 de bucăți de mort pe cap de hârtie acolo. O leacă de decență, băi. Și nu uitați, cheia fericirii este decența. Nu oferiți niciodată mai mult decât sunteți dispuși să oferiți. Niciodată iubirea nu se ține cu sexul. Sexul se ține cu iubire. Dar iubirea cu sex nu se ține niciodată. Nu icoana ține cuiu, veți zice voi. Iar eu o să vă spun că icoana ține cuiu, nu cuiu ține icoana. E ca în icoana Maicii Domnului cu fiul. Nu știi care pe care ține în brațe. Și când începe să contabilizați, eu i-am dat 3 telefoane și el măgarul nu mi-a dat decât unul. Eu l-am dus acolo, el nu m-a dus acolo. Eu am luat cadou o curea de 3.000 de 30 de lei. De 3.000 știe el că e cu Dolce Gabbana neapărat să se vadă acolo pe burică, așa, cât oala de noapte a lui bunica. Și apoi vă mai întreb încă o treabă. Și acum vorbim chiar între noi și sper că mă înțelegeți bine ce vă spun. Pe cei mai în vârstă, e loc să-și astupe urechile. Păi, fetelor, cum vă pupați cu unul care dat cu gelatină pe cabă, fetelor? Gelatina e făcută dintr-un element, din ugerul vacii. Pupați vaca!
Nu, eu vorbesc, eu nu spun că un băiat nu trebuie să fie decent, că trebuie să-și așeze părul. Cum am, mă, Doamne ajută, na. Era un puștiulic azi la școală cu pura. Zic, băi, Gepeto, ce ai făcut? Ai dormit cu perna în cap sau cu capul în pernă? La care zic că părinte azi e bine, dar să vedeți ieri când m-am dus cum îmi stătea. Simpatic. Asta e una. Dar să-l vați cu... Mă uit la fotbaliști de marcă, mari câștigători de bani, așa. Niște freze pe ei, niște tâmpiți. Niște bătuți în cap. Și vine biata fată, vrea să-l pupe pe cap și îl pupă pe țepi. Așa. Nu zic acum și la fete, e diferite modele. Am văzut una ieri, mi s-au aburit ochelarii, s-au fisurat. Era cheală pe jumătate de emisferă nordică. Avea și niște urechi săraca, mi-a fost chiar milă. Și, părinte, eu sunt o ființă credincioasă. Bine, doamnă, vă cred. Eu știu că și marțienii cred în Domnul. A început să râdă și ea, deci... Nu te poți sporta altfel decât... Nu. Și căsnicicul de-astea nu prea țin. Măcar întrebați-i la câte zile schimbă ciorapii, ca să știți ceva așa. Ce părere aveți despre mișcarea focolarelor sau focolarilor? E o mișcare, focolarinii se cheamă, de fapt. Este o mișcare catolică apărută imediat după război în încercarea de a recupera tinerii care erau în foame sau sub diferite presiuni sociale. Eu nu mă pot explica asupra unei mișcări din Biserica Catolică. Să le dea Dumnezeu sănătate și să se convertească. Dați oameni de treabă, chiar inimoși, oameni maturi, oameni care știu ce au de făcut. Sunt o grămadă de lucruri excelent făcute, studiază Scriptura, un fel de, nu pot să-mi permit să compar cu astea, Domnului, că nu e același fundament și nu e aceeași direcție, dar pe aproape. Adulți care și-au luat în serios credința. Na. Uiu. Am ieșit și de data asta. E drept că e credința catolică, nu e a noastră, dar putem lua modelul, că știți că mi-a zis unul odată că vreau să scrieți după metode catolice și protestante și am zis, Biluță, metodele nu e confesionale. Atitudinile e confesionale. Că dacă eu mă duc și catehizez copilul după un catehism bun catolic, aducându-l la zi în ceea ce privește conținutul ortodox și copilul ăla vine la biserică și se bucură de Dumnezeu, țâc, ți-am făcut-o. Dar tu dacă ai să cauți o metodă ortodoxă, bă, cața și părintele meu, nu dai cu tunul, că nu prea... Noi nu prea concepem. Noi primim totul de acata, de la Duhul Sfânt. Avem niște aeroporturi unde aterizează Duhul Sfânt cu pachete. Luați metodă de pedagogie, luați didactică, luați manual de religie. Vine Duhul Sfânt, el are tot, săracul. Noi să stăm. Stăm și să fornăim de bine. Cum ar trebui să ne comportăm cu oamenii de alte confesiuni, mai ales când aceștia ne sunt prieteni? Să vă rămână prieteni. Pupați, îmbrățișați, dați mâna, beți o cafea, ziceți-le că iubiți. Care e problema? Ci Hristos e confesional. Dacă îmi vine și vă spun despre superioritatea confesiunilor, aia te pic, beculețul, ca la combustibil. Și că mai merge 140 de km, dar el te atenționează. Dați-i prima atenționare. Și ca să nu vă stricați prieteniile, nu discutați niciodată pe lucrurile care ne dezbină. Cu iehoviștii e mai greu, că ăștia sărace n-ai pe ce vorbi, despre ce să vorbi. Dar și cu ei, prietenia ta să fie și amabilitatea este una dintre trăsăturile de caracter ale lui Hristos. Mi-a zis, nu e adevărat că a intrat în templu și i-a bătut cu biciu pe schimbătorii de bani. Nene, a bătut cu biciu vitele care se vindeau la templu, nu vânzătorii. La vânzători le-a făcut o pagubă mai mare, le-a împrăștiat banii. Știți de ce le-a făcut pagubă mai mare? Că fiecare a vrut să ia mai mult decât avea. Și până zilele de astăzi, ăștia care atunci schimbau banii la templu, îi schimbă și astăzi, stați cu minți. Sunt în continuare aceeași dragoste și față de Hristos și în aceeași unitate cu băncile pe care le conduc. Ne puteți spune câteva cuvinte despre Mihail Neamțu? Despre prieteni, numai de bine. Mihail este, îndrăznesc să spun, ca și alții. De exemplu, Cristian Bădiliță, în ciuda tristeții pe care mi-a provocat-o personal cu trecerea lui la greco-catolici, continuă să fie în inima mea. Mihail Neamțu se apucă să urce pe o culme care nu știu dacă poate să o străbată săracul de unul singur. Politica românească e cum este, adică e care este ea, politica care este ea, iar Mihai încearcă să propună altceva, nu știu cât o să iasă. Din punct de vedere teologic, toată admirația mea. Din punct de vedere politic, om muri și om vedea. Cred că va avea capacitatea să discearnă un pic din duhurile acestea. Știți, eu am văzut o treabă care m-a durut zilele trecute. Niște tineri de la un anumit partid îi înconjurau domnului Boc găurile din asfalt. Au uitat să-i arate și centura Clujului. Ori suntem cinstiți, ori nu suntem cinstiți. Cinstea și demnitatea nu este partinică. Ea nu poate fi decât una singură. Numele lui Hristos. Dacă nu e, stăm acasă toți. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre vopsitul părului.
Doamne, dar ce zic, Schwarzenkopfnach, despre machiaje. Cât de mari păcate sunt acestea. Măi, fetele, hai să o lămurim așa. Măi, băieți, mă, hai să ne lămurim. Vopsitul părului poate să fie și o necesitate. Să știți, am cunoscut femei care s-au complexat extrem de mult că la 30 de ani, 32, 33 de ani au început să albească. Eu nu înțeleg ce rușine că albești. Părintele Păcuraru e alb în cap de vreo 40 de ani și pentru aia e cea mai luminată minte a istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Eu nu mai am ce vopsi, mai sunt vreo câțiva pe aici pe sală. No, Dumnezeu ne-a luat ispita vopsirii părului. Tatăl meu a fost frizer, să știți că am un respect enorm pentru cei care își câștigă pâinea din toanele noastre capilare. Ce nu înțeleg, dar deloc, deloc. De ce trebuie să arăți ca o paiață când poți să arăți ca un copil frumos? De ce trebuie să te boiești ca ciuma, un tăciude și un cărbune, ciumă, dumă, nu mai spune, când poți să arăți foarte senin și bucuros? Sunt convins că sunt momente în viață în care trebuie să te machiezi. De exemplu, eu am conștientizat chestia asta la mamele care după ce au suferit pierderea copilului la sarcină sau boala unui copil, care trebuie să-și schimbe look-ul. Asta în psihologie se cheamă crearea unui fals punct zero. Sunt de acord că sunt momente, nu pot judeca pe nimeni. Iar o fată când se vopsește, deja transmite că e gata de cules. Fetele când se machiază, transmit semnale. Băieții nu înțeleg nimic. Fetele transmit iară. Băieții nimic. Și fetele iară transmit și băieții nimic. Și atunci, problema este, depinde cu cine te însoțești ca să spun cum să te vopsești. Dacă ții un om normal la cap care te place că ești frumoasă, natural, așa stai. Dacă e unul fițos, eu cunosc câțiva de ăsta care când s-o dau jos din jeep, așa și prietena lor nu este dată cu culoarea căcăniu vărgat spre verde vomitat, nu e sănătoși la cap. Bă, dacă așa le place și vouă vă place, așa faceți. Dar în general, cred că totuși. Nici nu mai știu care e culoarea naturală, că au început să dispară culorile naturale la păr. Ce înseamnă mințind din pricina mea, de la sfârșitul fericirilor? Pot să vă dau un exemplu pozitiv și unul negativ, dar vi-l dau pe la pozitiv, ca să nu se bucure dracu. În foarte multe rânduri, când vorbești despre Hristos copiilor, de exemplu, trebuie să-i mai faci și să râdă, știți? Râsul nu e o stare de fericire. Râsul e o stare de bucurie de moment care te face să vezi adevărul. Uneori le înflorești, că ești scriitor, ești vorbitor, le poți înflori. E o limită care poate să-i aducă pe celălalt într-o stare de bucurie și de exultare. Dar în aceeași vreme, există oameni care au mințit pentru Hristos ca să ne facă fericiți. Uitați-vă bine, i-o băgat în pușcării și spuneau ăștia omorându-i. Unde, bă, Dumnezeu? Dumnezeu nu există. Și omorau, mințeau. Dumnezeu exista. Ce demnitate națională, bă, români? Fiți, bă, serios, românii sunteți niște cârpe, bă, îi împușcau. Românii nu erau cârpe, erau sfinți. Observați că mințeau, dar Dumnezeu se descoperea de fiecare dată în minciuna lor. Și mai este un lucru pe care vreau să vă spun că e cel mai greu ca preot. În momentul când se apropie de moarte câte un agonic și te duci să-l împărtășești, privirea lui îți cere încă o secundă. O secundă. Deci un om care a avut o viață întreagă la îndemână mai cere o secundă. Și tu spui, totul va fi bine, Dumnezeu să te binecuvinteze, ne vedem în rai. Tu nu știi dacă e așa. Dar liniștea pe care o dai lui și rugăciunea cu care o însoțești, poate să împlinească lucrul așa. La prima vedere, când îi spui unui alcoolic care e pe moarte, băi frate, lasă că Dumnezeu ajută și treci tu cu... Pare că e minciună, nu? Dar nu știi Dumnezeu cum reacționează. Poate pentru rugăciunile tale, cât ești tu de sfânt și pur și de păcătos, pentru rugăciunile tale de sfânt și pur, Dumnezeu se milostivește de el. Și când ajunge în rai, de rugăciunile lui se milostivește Dumnezeu și te face mai înțelept. Sunt foarte multe lucruri de genul acesta. Din punct de vedere canonic, este anatemă faptul că ortodox, fiind după botez, te împărtășești și la o biserică greco-catolică și frecventezi această biserică. E bine să fiți fidel unei hotărâri. Eu personal n-aș renunța la o mănăstire ca să vizitez un muzeu de exponate istorice. Este bine să dai anafuri la câini? Cruce mare, că-i câinele bătrân. Noi oameni buni.
Anafora ni se dă ca semn de cordialitate liturgică. Nu-i nici împărtășanie, dar nici pită de uns cu heci în peci. Purtați-vă cu demnitate, adică totuși. Una e să te pupe iubitul și alta e să te pupe câinele, nu? Sper! Ce părere aveți despre site-urile de socializare într-o relație? Grijă mare că e cu capcane. Eu cunosc personal câteva fete foarte entuziaste până s-au întâlnit cu ei. Și câțiva și mai entuziaști până s-au întâlnit cu ele. Și cum ne mergi pe Facebook? De unde vii din Facebook? Deci fiți cuminți. Ele au rostul lor. Tot râd că acum am bâzie, nu e aici, dar am unul care am bâzie iPhone-ul ăsta, care este un fel de picamăr, din 5-5 minute, că studenții de la teologie nu mai pot decât, băi, când e examenul la IRE? Dar Necula pe unde e? Și le zic, pe unde e Necula? Cu tare, că e simpatică treaba, dar există o decență, nu? Și oricum, nu pui pe Facebook toate porcăriile, ați văzut câteva și-au vândut pe acolo elementele argumentative. Ce argument pot să îi dau unui protestant cum că botezul trebuie făcut în pruncie? E o întrebare teologică pertinentă și vă rog să-i spune să caute Scriptura, să spun unde scrie așa. Cine sau oricine nu se va naște din apă și din Duh, nu intră în împărăția cerurilor. Dacă vă dă scris că el știe cât trăiește un om, să-i spuneți că acceptați că el e Dumnezeu și că are dreptate. Dacă nu vă descris, să mai citească o dată Scriptura. Toată Scriptura ne arată cum se botează pruncii. Noi zicem că Hristos a botezat la bătrânețe, la maturitate, nu la momentul acela, dar de păcate. Dar El s-a botezat mai întâi în pântecele Maicii sale. Prima Lui cristelniță e pântecele Maicii Domnului. Iar prima apă e sângele Maicii Domnului. Nu? Hristos a fost născut în iesle și spălat în ca toți copiii. A avut moașa Lui. Pe moașa Lui o chemat Anti Ioana. Apare în icoane tanti Ioana. Da, tanti Ioana. Era evreică, prietenă cu Maica Domnului. Se pare că au lucrat împreună la templu când erau ele copiluți acolo. Adică era chestie de rudenie. Că de-aia a strâns pe toți în Betlehem, că erau de aceeași rudenie, erau davidici toți. Deci a avut-o. Și moașa aia s-a îngrijit de Hristos. Punerea numelui copilului și tăierea împrejur nu se făcea când era dita mai evreu. Că după aia și chiopăta o viață. Acum avem câțiva deștepți care se taie împrejur pe la spitalele din Oradea și au nevoie de anestezist, de medic chirurg. Rabbi Shloim nu prea era chirurg, avea un cuțit așa mic, din chiatră și țac, executa, pentru că ei vedeau în asta un legământ, nu o posibilitate de libertate sexuală. N-avea nicio treabă cu nimic altceva decât cu legământul cu Hristos, cu Dumnezeu. Ori, astea erau când ei erau mici. Noi, îngăduitori și fermi, știm foarte clar că copiii trebuie botezați. Și să-i spuneți protestantului că întotdeauna Biserica Ortodoxă vede cu amândoi ochii. De aia e biserică bioculară. Ei sunt ca anchiori, așa. E bioculară pentru că vede și cu ochiul Scripturii și cu ochiul tradiției. Iar în tradiție n-a existat un timp în care copiii să nu fie botezați. Am 24 de ani, străiți. Anul acesta am finalizat studiile, însă am primit vestea că voi avea un copil. O, să trăiești! Băi, asta e finalizare de studii, domnule. No, vă întreb eu, păi, sunteți careva care aveți doctoratul și nu sunteți căsătoriți? Nici nu răspundeți, nu mă interesează. Dar așa e că v-ar place mai mult un copil decât teza de doctorat care stă în raft și n-a citit-o nici îndrumătorul? Fiți, băi, copiii, serioși. Viitorul meu soț și-l dorește foarte mult. Bravo lui! Eu mă simt foarte încercată. Hai, termină cu prostul. Deci îmi doresc de mică să fiu o femeie independentă. Și eram deja ancorată în câteva practic de vară. Du-te în vară liniștită, burtica aia merge. Nu vă închipuiți ce înseamnă un copil în burta mamei. Toate ușile se deschid, domne, auzi? O să puteți merge în ce stadii vreți. Și în situația mea n-aș mai fi acceptată. Dacă nu vă acceptă, este discriminare. Aveți grijă. Achtung. Burtica este protecție pentru mamă. Dacă cineva vă spune că nu vă angajează pentru că sunteți însărcinată, în clipa aia ați depus plângere penală. Și vă angajează pe 20 de ani, vă dau scris. Dar noi români tâmpiți și proști,
credem că noi avem numai obligații față de stat, nu și drepturi față de stat. Eu cunosc un caz în care o tânără avocat a fost dat afară de șeful ei, care e patron, nu ai, ai un barou, ai, șpăgarul șef, care a scos mii de măgari de pușcărie și a băgat la pârnaie amărâții care n-are ei bani, că n-are de unde să aibă ei bani, că nu fură cât aia care are bani. Și a luat-o pe fata afară și a zis, ce părinte, ce fac? Păi tu, fată, tu ce facultate te-ai? Păi de drept. Hai să căutăm legea, ce iau, ce... Ai! Așa e de mare articol, uite așa, atâta e. Articol întreg în dreptul muncii. Fiți copii cu minți. Și apoi, la ce vă trebuie un stadiu din care sunteți refuzată ca mamă? Să cultivați ce? A doua încercare sunt părinții mei. Asta e, Dumnezeu să-i ajute și... Ei nu-l acceptă pe viitorul soț. E, câți socri și acceptă? Îl jignesc mereu. Un ginere nejignit nu-i mântuit. Acum, uitați, haideți să vă spun. Aici, e sigur, e un caz personal și nu-l mai expun ca să nu se... Noi râdem ca proștii și pe fatodoare, adică pe bune acum. Luați-vă copilul în serios și citiți încă o dată la Scriptură. Că își va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Da? Scrie așa. Și vor fi amândoi un trup. Scrie așa. Important este să nu rămână copilul bastard. Fără tată. În Duhul Sfânt. Că noi avem părinți de carne care nu sunt atenți la dramele noastre. A venit la mine odată o mamă foarte supărată. Și părinte, mi-a sorțat fata la măritat. Păi noi nu avem sală, nu are rochie, nu are mașină, nu avem pozar, nu avem camere, nu avem... Băi, femeie, matale, vrei să ai fata curvă sau mireasă? Cum vă permiteți? Băi, fată, trezește-te. Doar nu-ți închipă ăștia în 3 ani de căsătorie, de prietenie, au stat și-a băut ceai în fiecare zi. Când erai plecată, matale, așa ca din întâmplare. Vă rog să vă luați în serios rolul de mamă. Este singura soluție. Dacă mama dumneavoastră suferă pentru că sunteți mamă, are o problemă cu propria ei maternitate. Înseamnă că la rândul ei pentru ea, care visa să fie o femeie independentă, când ați apărut, i-ați tăiat un pic craca de sub picioare. Iar băiatul ce se va naște din dumneavoastră va fi preot și se va ruga pentru bunica lui. Asta e cea mai bună soluție. Vă spun eu, pe pielea mea, accident de diferite cauciucuri. E bine să-i pui pe băieți, fete, la încercare. Dați-ne, vă rog, câteva exemple. Ce să-i mai încerci, bă, că ăștia nu vedeți că la primul nu ăștia... A, nu e aia care îmi trebuie mie. E fată bună, dar mie îmi trebuiau picioare mai lungi, 2 metri și 10 picioarele. Părul mai lung, așa. Nu vă mai încercați voi, că vă încearcă dracul destul, stați cu minți. Încercați să fiți... Să simplificați relațiile între voi. Nu le mai complicați. Cu cât le complicați, n-ajungeți la niciun răspuns. Ce să fac ca să nu mai fiu așa de dură cu cei din jurul meu și să le vorbesc de Dumnezeu mai cu blândețe? Până unde să meargă îngăduința? La maximum. Îngăduința? Ce? Dar ce sunteți judecători? Scrie acolo, Dumnezeu vă condamnă că ați zâmbit. V-ați băut cafea. Ați fiți cu minți, terminați cu prost. Doar nu când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre Dumnezeu ca judecător, punct. Ăla e la Caniet filmă. La început e Dumnezeu care se bucură. Nici nu vreau să mă închipui ce fericită sunteți cu un Dumnezeu care judecă pe toți, încă din timpul vieții. Trebuie să fii teribil de nefericit să-L pui pe Dumnezeu între tine și ceilalți pe care îi judeci. Te ascunzi în spatele Lui și dai cu pietre. Nu, dar mă, că te vede tata, cam așa. Adică Dumnezeu nu este spatele în spatele căruia ne pune ca să dăm cu pietre în ceilalți. Dumnezeu e un munte pe care te urci sau nu te urci. Atât. Ce părere aveți despre terapia Gerson? Am încercat de multe ori să-l fac public documentarul pe grupul Ascor, însă moderatorul mi-a cenzurat și nu mi-a lăsat mail-ul să treacă. Într-un final l-a făcut prost pe moderator. Ați rezolvat-o conform terapiei Gerson. Fiți cu minți. Nu tot ce vă place dumneavoastră este obligatoriu să placă și la ceilalți. Din punctul meu de vedere, tot ce poartă numele de terapie are o problemă de virusare din context. Grijă mare că unii virus se transformă în mâncători de harduri și s-ar putea să vă treziți mai mult terapie decât Gerson. Stați, studiați, analizați, urmăriți rezultatele în timp. Deocamdată nimeni nu și-a dat cu părerea în final pentru nicio terapie care există pe piață. Mai am mânat de față terapiei bowling de aia. Bauten. De cu dești tu? Și că acum
I-a făcut o programare neurolingvistică. Bă, tătică, ce deget competent are aia. Bă, de ce nu-i face la vreunul dintr-un partid ăsta de acolo? Să-i dă pe creier așa, să-i facă lor la o programare. Bă, uite-te bă la român, bă, nu numai încolo. Așa. N-avem, de ăștia n-avem. Fiți cuminți. Ne recomandați câteva cărți și filme? Păi am văzut un film Kodak, unul Acfa, și cred că mai am unul alb negru acasă. Toate cărțile sunt îngăduite dacă vă sunt de folos. Nu este niciun film prost. Să țineți minte. Există doar filme care sunt privite în momente care nu ne priesc. Mă refer la filme, nu la alte www 3 litere punct ro sau com sau it sau... Sunt câteva filme impresionante apărute pe piață în ultima vreme. Multe vorbesc despre drama. De exemplu, eu sunt obsedat în ultima vreme. Se vede, nu? Că am o obsesie. Am făcut o lectură, am citit o carte despre Hitler. Ea are 2000 de pagini la bază, dar a fost capsată de cei de la Meteora, fără note și fără chestie, 1000 de pagini. Și imediat am citit Steagul Roșu, o carte scrisă, nu despre fabrica Steagul Roșu din Brașov, ci o istoria comunismului. Mă preocupă extraordinar de mult cum și dacă am ieșit din dictaturi. Eu personal cred că n-am ieșit. Și cred că după întotdeauna, după o istorie de politică conformistă, în conformitate cu, apare o perioadă de dictatură. Europa este într-o astfel de perioadă. De fapt, de aia se rup toate. Și pe filme au apărut câteva filme foarte bune despre perioada în care armata rusă a început să ocupe Prusia și au trebuit să se retragă odată cu armata germană respectivii oameni. Este un nume Hannelore, Lore, este unul dintre filme. O fată a cărui tată este ofițer într-un lagăr, bănuiesc eu așa că nu era un lagăr de șpreiat și de plimbat copiii mici. El este ucigaș nazist, ei fug, copiii trebuie să străbată Germania din est spre vest, trecând peste toate zonele de demarcație. Și unul dintre gemenii filmului piere pe teritoriul păzit de ruși, care deja a început să se joace de-a dumnezei locali. Impresionant este că paralel cu e ca la personajul de la Hortensia Papadat Bengescu. Asta era genială. Toate personajele ei erau personaje reflector. Pe unde se plimbă personajul din ea, apare și lumina pe tot etosul în care se desfășoară acțiunea. Așa sunt și filmele astea. Sunt cele mai bune. Culmea că e făcut de niște australieni. Dar vorbesc germană. Aici tot cu filme. Ce aveți mai cu filmele? E post. Copii. Copii. A, dacă vreți să vedeți deturnarea de adevăr scripturistic, uitați-vă The Bible. Este un program făcut de History. E nevinovat. Câte vreme vorbește despre Vechiul Testament, despre poporul evreu, e la cirtă-i făcut filmul. În New Testament apar doar două modificări. Minimale. Maria Magdalena stă ca o ventuză de Hristos tot filmul. M-am mirat că s-a născut din Maica Domnului și din Maria Magdalena. Fiți atenți, că nu e. Și, domne, nenorocitul ăla de Pilat din Pont, domne, el e bă de vină pentru răstignirea lui Hristos. Că i-a amenințat pe mai marii preotului că dacă nu-i liniște, nu-i lasă să țină Paștele. Și au vrut să țină Paștele. Ei doar l-au arestat. Pilat l-a judecat și l-a condamnat. E așa de insesizabilă modificarea evanghelică. Insesizabilă. Nici nu știi cui folosește. Nu înțelegi. Cum să ne păstrăm echilibrul între viața profesională stresantă, familie, casă și viața duhovnicească, participarea la slujbe, seri duhovnice, încerc să le împac pe toate și mereu sunt tristă pentru că nu reușesc. Împăcați ce puteți. Părerea mea personală că acum este vremea, dacă sunteți la început, e vremea să vă împăcați, în primul rând, in the family. Că degeaba stați la conferință aici și Ion acasă n-a dat cerceaful jos de pe pat. Știți? Și nu găsește mâncarea. Încercați unde sunteți să folosiți maxim. La maxim, maximorul. Slujbe, ce minunate, aveți Radio Renașterea, aveți Trinita, stați în surdina așa, puneți acolo, ia puneți Acatistul Slavului Dumnezeu pentru toate, sau Paraclisul Maicii Domnului cântat de părinții de la Schitulacu. Boierie, puteți să faceți tocăniță, puteți să schimbați pamper și chiar dacă miros urât la ala mic, puteți să stați de vorbă cu mama dacă în surdină vă însoțește tot timpul cântarea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu vă închipuiți că acum tot ce strângem noi aici și stăm și duhovnicești suntem. Noi suntem aici la stand-up comedy, asta e toată treaba, dar folosiți ce puteți și de aici. Încercați să fiți mai destinși și nu vă luați în serios prea tare. Cum să le explicăm celor ce zic că vor să fie incinerați după ce mor că nu e bine? Băi, nu le ziceți înainte, după, ziceți-le înainte, da? Ce argumente să aducem în favoarea înmormântării?
În niciun caz argumentul adus de unii că las că vă plătim noi înmormântarea. Știți? Eu zic să aveți decența de a-i lăsa să vedeți unde îi bate vântul. Că există întotdeauna un motiv. Cel mai des motiv este mai ales la personalitățile astea foarte cunoscute, a căror față a contat mai mult decât sufletul și care vor neapărat fața lor să nu fie văzută de ceilalți. Dar ca să nu o vadă ceilalți, pui capacul, e logic, nu? Am avut o tante care n-a vrut să fie. A zis, părinte, eu vreau când mor să mă facă cu ruj, să... Ați vreți și bigodiul? Da. Ce să mai trățăm aici, la limbă de moarte? O pălărie, am eu o pălărie de acolo. Da, o pălărie. Ce papuce ai? Papuce. Știți că sunt careșoasă, toată în regulă acolo. A murit femeia, fiica s-a dat-o cu ruj, și la sfârșit, după ce a făcut, a machiat-o, și că, părinte, e bine, da. Și acum? Acum pui capacul. Ce sfat ne dați pentru educarea copiilor, chiar și pentru cei foarte mici? Măi, oameni buni, nu există sfaturi la educație. Există ce simțiți voi. Vă rog să învățați să vă simțiți copiii. Cât ar fi de mici, ei are ceva de zis. Ei are sentimente de respect reciproc între mamă și copil. Chiar dacă vă chine noaptea, bine vă face. E cel mai bun manual de priveghere, este smiorcăitul pruncului noaptea. Terminați cu prostiile. Eu râdeam, mergeam la Tismana și maicile erau foarte entuziasmate de cum rezist eu noaptea. Și am zis, bă, maicilor, bă, ce faceți voi smiorcăindu-vă la strană? Nimic față de ce fac ai mei când noaptea la 12:30, scoală tot cartierul acolo. Uite-ți, Doamne, miliești, păi ne mă ia somnul la privegherile vor. Deci, natural. Natural, apropiat de Dumnezeu. Cât mai... Și destinși, mă, oameni buni. Îmi zice una, vai, părinte, dar ăsta mic așa mă enervează, se mișcă tot timpul. Bă, Doamne, ferește să nu ți se miște copilul, Domnul. Vrea să mănânce. Păi ce ai vrea, să bea o bere? Ăla mic era, abia sugea, săracul, și al trecea pe bere, neserioasă, auzi? Eu zic, uite, și ca să vă înveți, doamnelor și domnișoare, vă mai vând un pont. Înainte de a fi atenți la copiii dumneavoastră când ei este în criză, fiți mai atente la soții dumneavoastră. Că toată lumea e foarte atentă să crească copilul, dar pe tată cine îl crește ca să fie liniștit să-și crească copilul? Că la servici patronul doare în cot. Acasă tu vrei tot de la el. Ăla vine săracul stors de gică de la sculărie și vine la Maria cu, băi, bine că ai venit. Uite acei lista, cardul la tine, că eu n-am bani, da, du-te. Păi ce, dar stai, dragă, că doar și tu ai primit ajutor. Nu că mi-a luat o roche, că uite, m-am îngrășat și nu mai încăpeam în ea. Du-te, ia, vino. Și ăla amărâtul. Și noaptea, ea doarme că trebuie să se odihnească că obosită cu copilul. Ăsta șu-șu-șu-șu-șu-șu-șu-șu. A doua zi, dacă își bagă degetul la freză, nu mai aveți nici cart, nici soț, nici șu-șu-șu. Creșteți-vă odihnindu-vă unii pe alții. Deci înainte de a vă crește copiii, vă rog să vă creșteți pe dumneavoastră. Nu mai puneți întrebări neinteligente. Că nu dumneavoastră creșteți copiii, ci copiii vă cresc pe dumneavoastră să vă intre bine în cap. V-au învățat prost psihologii ăștia pe copii. Ce, pe un medic pediatru face bun cartea de pediatrie sau copilul care e în suferință și el trebuie să găsească soluție? Dă-mi stă acolo, stai să caut un agenda medicală. A văzut eu o reclamă. Am fost eu cu un copil care era într-o situație grea cu tempera și făcea doctorița asta, una tânără care era foc de inteligentă, care m-a întrebat înainte de a interna copilul. Eu l-adusesem de urgență de pe stradă cu un prieten pe puști. Și le întreba, știți cumva câte kilograme are? Nu, doamnă. Dar aveți cunoștință despre bolile? Doamnă, îi lua din stradă, arunca de măsa, matele. Vă rog să ne spuneți dacă știți cât are la papuc. Băi, când mi-a zis asta, am văzut, da, zic, acum, au... Știți că așa e procedura, zic, când ți-o trage o procedură, că zic, mai știu vreo două așa la procedură, zic, ia copilul, vezi ce-i cu el și spun eu după aia tot când a fost. Du-te înainte, că noi ne pierdem în prostii. Am avut un caz foarte grav în Sibiu, mediciniștii Achtung. Fată care a avut un șchiopătat la picior la un moment dat și s-a umflat o venă. Și s-a dus fata la medic, la urgențe. Și doamna, domnișoara doctor, că era una un pic mai mare decât ea, era domnișoara doctor, că studiase profund cultura medicală. Și zice asta, de? Zice, drăguțe, când ai avut ultimul ciclu? La care... Păi acum, de când te-ai culcat? Păi nu m-am culcat. Hai tu vezi să spui că ai 24 ani. Doamnă, n-am nicio... A ținut o jumătate de oră interogat-o asupra fecioriei ei. Aia n-avea nicio treabă cu piciorul ei umflat. Ci lasă, dragă, ia dă-i cu un guen și du-te acasă. A dat cu un guen și dimineața a trebuit să-i scoatem actul de deces. Cheagul i-a plecat, a plecat spre inimă și a murit. Dacă ar fi avut decența de a-i dea o aspirină. O aspirină.
eine kleine aspirină. Când ești imbecil, îți ies toate prostiile. Nu glumesc deloc, e caz, îl știu, mai sunt persoane în sală care cunosc bine situația. Nu vă pierdeți în amănunte. Învăț bine la școală, bravo. Dar când am un concurs, am emoții. Foarte bine. Tu ai scris? Te-ai scris? Nu te-ai scris, nu contează. Am emoții și nu mai pot să fiu atent. Scuză-mă că tu, se vede că ești fain. Dar mama mea a spus să citesc de 3 ori, dar tot am emoții. Foarte bine, dacă nu, hai să spun o treabă. Eu când l-am, acum, experiența proprie, când aveam de zis câte o poezie, nu terminam niciodată, o inventam la sfârșit. Doamne, ai să fii un scriitor de mâna întâi. Foarte bine că nu reții toate prostiile. Foarte, dacă e un concurs de muzică la care trebuie să reproduci acolo, întocmai fii un pic mai atent și exersează mai mult. Dar dacă nu e nimic de reținut, la ce să-ți împui capul cu toate prostiile? Eu la Olimpiadă n-am trecut de 3.50 la matematică veșpului. Bă, toate examenele le-am luat cu 10. Că una e să joci meciuri amicale și alta meciuri oficiale. Nu? Am primit o lecție de la Fimiu. A 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, doamna de română mi-a spus nicio șansă, mai mult de 5-6. Mă uitam la asta. Ăsta citea cărți, râdeam cu el, vedeam filme românești de-astea cu frații Jderi, comentam pe persoană. Bă, cum ești așa nărod, bă, la română? Bă, vină mă cu apropiete diacone. Ia zic, bagă. Bă, eu niciodată n-am ținut la notele copilor, i-am spus că iubesc indiferent de notă. Încă să vă spun cinstit, când îi vă supărați că au luat o notă mică, mi-s mai dragi. Că la note mari au toți, toți își deștepți în România. Am și eu doi. Și a zis, mai ales creața asta care mă topește, asta face totul împotriva voinței profesorilor ei. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Vine asta și la examenul de admitere în clasa 9, 9 și un pic la română. Am uitat la doamnă, doamnă, aici avem o problemă. E o problemă de deontologie și de cunoaștere docimologică a elementelor de psihopedagogie și notare la clasă. Volumul 2 din Psihologia Pedagogică, capitolul 4, evaluarea, aliniatul 2 și 3 din volumele ălea galbene cu... Păi știți, părinte, că... Ei, în liceu, sigur că și-a dat drumul și la o profesoară normală funcționează normal. Dar stai cu minte, succes la emoții, să treci de ele. Eu transpiram tot și acum pățesc. Toată lumea ce ușor vorbește Necula, aiurea. Nu vă doresc ușurința mea la vorbit. Simt în continuare o presiune foarte mare și să știți că n-am emoții, intru pe gânduri. Înseamnă că am devenit un nesimțit. Ce, ca medic, pot să-L mărturisesc pe Hristos? Mi-este greu să vorbesc despre Dumnezeu cu oamenii. Nu trebuie să vorbiți, oamenii nu vin la dumneavoastră ca medic să le vorbiți despre Dumnezeu. Vin la dumneavoastră ca să fiți un medic profesionist de mare calitate. Și faptul că bolnavii pe care îi tratați vă vor vedea și la biserică, vor spune, de asta e așa de bun doctorul ăsta. Scriptura zice, ca văzând oamenii faptele voastre să-L preamărească pe Dumnezeu din ceruri. Că degeaba ai spus, frate, Doamne ajută, să te ajute Domnul, și tu îi dai aspirină când pe ăla îl doare, are ganglioni limfatici cât kilometru zero. Nu, profesionalismul este mod de a mărturisi pe Hristos. Părinte, mai dați-ne câteva exemple de filme excepționale, vă rugăm. Nu există filme excepționale, există momente în viață în care le vedem foarte bine. Uite, pe Cinemax un film se cheamă Chen, un film turcesc, uitați-vă la el. Se spune că în România e o țară tristă, plină de umor. Din nefericire, e tot mai umor tristă. Să fie o consecință a căruței de țărani ce a înținut în frâul imperii sau facem și noi parte dintr-un sindrom de nevroză balcanică? Eu cred că România este o țară tristă, plină de umori. De lichide, de diferite nuanțe și diferite mirosuri care se transferă de la un strat la altul al societății. A rămas cu umor doar oamenii care au reușit să fie triști pe bune când trebuie să fie trist și bucuros pe bune când trebuie să fie bucuros. Nu e nicio nevroză balcanică. Nu i-ați cunoscut pe nemții ăștia care sunt așa de, ne privesc ei așa de sus și la marile de ori sărbători sunt beți ca porcii prin șanțurile satelelor extraordinar de bine și curățate. Și când treci pe lângă ei prin șanțuri, neamțul beat e la fel de porc ca românul beat. Numai vorbește în germană și de aici superioritatea lui. Știți? Dacă noi suntem triști cu umor, gândiți-vă ce a fost pe nemți. La o populație de 63 de milioane de locuitori cât a avut Germania nazistă, au avut 9.000 de ofițeri Gestapo. La 17,2 milioane de locuitori cât a avut DDR-ul, au avut 91.000 de ofițeri de Stasi, de securitate germană. Deosebit! La este, nevroza e un pic mai altfel ca la noi. Părinte, prietenul meu este protestant. Putem să facem cununia la ortodoxi? După ce
după ce le înceinuim. Eu provin dintr-o familie mixtă, din punct de vedere confesional. Bunici romano-catolici, tata ortodox, mama ateie. Mama e cea singura care vă poate da sfat. Mama, în ciuda ateismului ei, în mod cert, vă iubește mai mult decât toți ceilalți. Dacă nu e așa, veniți și vorbim după. Ea vă va spune că protestantul, dacă nu-l botez, rămâne protestant. Nu vă jucați cu tainele bisericii. Ce atitudine să am față de o fată care îi mulțumește lui Dumnezeu că ea poate să iubească o fată și să fie cu ea? E are o problemă. Dumnezeul la care se referă nu e cel obișnuit. E nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se referă la cel din cer. Am și eu vreo câteva elemente. Au venit la mine. Știți, părinte, noi ne iubim. Da, remarc. A zis că domnul săracu puiu Hașot, acum dacă spui că este o problemă de el, ești te ia nenea de la Consiliu. Și așa e, nu-i corect să spui că sunt bolnavi. Homosexuali nu sunt bolnavi. Dacă ar fi bolnavi, am avea tratament. Nu sunt bolnavi. Homosexuali sunt plini de ei, plini de informația din jur. Eu sunt deranjat de un singur lucru. Toate asociațiile astea onegiștice care ne acuză că ponegrim homosexuali, nu fac nimic să încerce să-i trateze de homosexualitate. Nu, ei se cheamă asociațiile alternative. Nu, care e alternativa la homosexualitate? Și mai homosexual. Nu, lăsați-le, săracele Dumnezeu. Spuneți-i că Dumnezeul la care se referă când îi mulțumesc nu e cel din ceruri. Să aibă grijă că s-ar putea să se întâlnească cu el. Cum să convingi pe cineva care e alcoolic să meargă să fie ajutat? Când își dă seama, vrea să încerce, dar apoi crede că se simte mai bine și nu mai vrea. Soluția e o cameră de luat vederi când e în criză. Filmați-i și puneți-i după aceea film. N-aveți altfel cum. Omul până nu se vede în manifestare. Sau lăsați-l când vomită acolo. Lăsați pata de vomitat în mijlocul camerei. Eu, cele mai bune terapii pe care le-am văzut până acum au fost când au dat cu nasul de propria lor borătură, ca să zic un cuvânt literal. Altfel nicio șansă. Și am văzut oameni greu de urnit. Și să știți că femeile sunt mai periculoase la alcool decât bărbații să recunoască că beau. Este vorba de o depresie. Am o depresie. Sunt bipolară. Este mișcarea legionară un subiect tabu sau este bine să se facă lucrări de cercetare pe tema asta? Cercetat, s-ar putea să nu vă placă întotdeauna ce găsiți. În istorie nu există subiecte tabu. În istorie există paliere de asumare și de cercetare. Vă doresc succes. Dacă sunteți la istorie, faceți-o. Dacă sunteți la teologie, faceți-o. Nu încercați cei de la medicină să faceți pe mișcarea legionară vreo teză de doctorat, că nu iese. Sau mai știi la astăzi cu interdisciplinaritatea asta. Dar e bine să fie cunoscută. Adică nu înțeleg de ce facem un institut. De ce n-am face un institut de cercetare pe bune a tot ceea ce s-a petrecut în România, decât să facem un institut prost pe ceea ce nu s-a petrecut în România? Părinte, vă mulțumim că nu renunțați să veniți la aceste conferințe, să trăiți. Auzi, o doamnă a cărui soț vine, a mers la biserică după o conferință pe care a făcut țară mâna, îl pupați pe suflet de la mine pe nenea ala, că e soțul dumneavoastră, vreau să zic. Deci, soțul doamnei a mers la biserică că a auzit o conferință de-a mea. Mă, ce îmi place. Vedeți câte medalii am așa? I-au ratat acum într-o revistă poștea pe generalii nordcoreeni, ați văzut? Aveau medalii de aici până pe cracul pantalonului așa în jos. Cred că erau trucaje. M-am gândit la întrebarea dumneavoastră, cine este Hristos pentru mine? Răspunsul este, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu înțeleg cu minte acest crez. E foarte corect că a spus. Ați exprimat un crez. Nu știu cât din ceea ce mărturisim este în realitate cu ceea ce credem că am spus, dar e foarte bine. Chiar dacă de multe ori sunt în ceață. Păi să știți că un creștin care nu e în ceață, un creștin pierdut. Eu n-am văzut creștin, am spus, băi, ce creștin sunt eu. Sunt în vârful muntele, iată, de aici mi se arată panorama Țării Sfinte, iată. Uite cum așteaptă Hristos, ce bucurie, ce bun sunt eu. Un creștin e tot timpul în ceață, că cred, semne exclamare, Doamne, virgulă, ajută-ne credinței mele. Eu sunt mic, tu fă-mă male. Eu sunt slab, tu fă-mă tale. Indiferent de vârstă. Ce părere aveți o persoană ce neagă ortodoxia și toate dogmele religioase în general s-ar putea mântui practicând ortopraxia? Am să citesc din domnul Pleșu care spune că ortopraxia este prost înțeleasă. Ortopraxie fără ortodoxie, niema, asuzvuiet, nu e acolo. Adică nu poți să spui fac milostenie în nume personal, nu înseamnă că fac milostenie în numele lui Hristos. Deci, cum zice, am fost și am dat de pomană pentru tata niște cârnați. Cui? La unul care era bolnav de ficat.
De multe ori blamați bloggerii la general. Nu credeți că ar putea exista și bloggeri care nu, să nu distrugă, ci să creeze și să ajute oameni? Gândiți-vă ce bine ar fi fără bloguri. Cât timp am avea să ne scriem unii la alții? Așa ne scriem toți la toți. Un fel de orgie intelectuală așa. Nu, bloggerii sunt oameni de mare calitate când își păstrează limitele. Am citit eu niște comentarii la câteva de Nici mă uit, n-aveam nevoie să mă mai la niciun film de la www.3litere.com, că era acolo, pe comentarii, pe față, la chestiuni serioase. Erau, de exemplu, era un sector de cântări pe YouTube, la care comentariile de la astea te făceau să... Și erau cântări bizantine. Mi-a pleznit obrazul. Zic, Doamne, iartă-mă! Ce părere aveți despre însămânțările in vitro? Biserica binecuvintează și botează acest copil. Bă, de botezat n-ai cum să nu-i botez. Că zi, mișcă, carne, oase, să uită, vorbesc. Adică, știți că nu-i fac din cauciuc ăștia. In vitro nu înseamnă din cauciuc, știți? Biserica cunoaște foarte bine implicațiile acestea. Mă, oameni buni, uite, eu vă spun, eu aici am un subiect la care nu știu ce să zic. Nu știu, mă fac mic, mai studiez, promit. Eu când îi văd cum vin cu copiii la botezat după 20 de ani de răbdat și nereușit nimic și văd ce bucuros sunt, ce să le zic? Băi, biserica vă bleastă, bă, că sunteți bucuroși? Că ce fac ei? Aici problema nu e cu semințele, ci ce se face cu restul de material genetic. Asta, deci ideea cu copilul care se naște, e clar ce faci cu el. Nu, ei îl crești, îl pupi, îl iubești. Da. Cine știe din cine se naște? Poate că aveam nevoie de o semințare in vitro să ne se nască primul președinte normal în România. Nu știu. Dar ce faci cu restul de material genetic e problema. Deci problema nu e la copil, îndrăznesc să spun că nici măcar la părinți, care nu au întotdeauna toată informația. Să nu vă închipuiți că reta de la gaz, care are banul, că îți trebuie bani să faci chestia asta, te duci și faci chestia asta și tu știi toate amănuntele de acolo. Nu e așa de simplu. Eu am fost în Belgia când ăștia aveau meciul mari cu Papa, cu bătrânul Dumnezeu să-l ierte, cu fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, care le-a atras atenția. Nu vă jucați de Dumnezeu, că aici se întâmplă o lucru rău. Vă abateți de la tema conferinței. Păi nu mai e, gata, am terminat. Cine este Iisus Hristos? El chiar este mereu cu noi? Păi eu nu mă abat niciodată de la tema conferinței, pentru că conferința mea este cine este Iisus Hristos. Când vorbești despre tot ce înseamnă viață, vorbești despre Hristos. Îmi pare rău că nu miros aghiazmă mare, că nu... S-ar putea ca fratele bunicii mele să se fi sinucis. Dacă este așa, ce să fac pentru el? Continuați să-l pomeniți. Măcar începeți să-l pomeniți. Ce știți despre părintele Lazar Moore? Nu știu nimic. Bă, sunt prost. A spus la catedrală că Dumnezeu vorbește, se descoperă fiecăruia pe limba și structura sufletească proprie. Cum vedeți în culturale Evanghelie, în diferitele comunități de romi, din punct de vedere al ortodoxiei? În ce relație sunteți cu împăratul Iulian, ortodox sau regele Ceabă la Sibiu? La Sibiu, să știți că noi suntem în relații foarte bune. Îi îngropăm pe toți, ne pupăm, ne strângem mâna. Dar nu exagerăm niciodată. Nici cu strânsul, nici cu îngropatul. Fiecare cu tarlaua lui. Interesant a fost în momentul când a fost băiatul ăla care a ucis sau a fost presupus că a violat și a ucis la Roma. Dacă țineți minte, în urmă cu câțiva ani aveau ei nevoie să facă urât la adresa României și au inventat repede un acarpăun. E bine, atunci ne-am unit în jurul lor și atunci ne-am cunoscut mai bine. Sunt oameni de mare caracter, să știți. Și v-ați mira cât te face ortodoxia pentru romi, pentru că, în general, ei vin la catedrală, chiar când trec la Pentecostal, mă rog, la alte denominațiuni ale credinței creștine, ei vin tot la popii ortodoxi să-i dezlege, că la aia n-are cine-i dezlega. Știți, vine la părinte, părinte, eu sunt de la bip, vreau să-mi citesc și mie o dezlegare, că să știți că și mai vine să-mi dea bani, să-ți lasă fata mea, ții de bănuțul, că dacă tot vrei să mă plătești, să dai bine, că intrat un iad nu-i gratis. Hai să stabilim un preț serios, adică. Păi și cât să? Nu trebuie să dai nimic, trebuie să te rogi pentru bine. Și așa m-am împrietenit eu cu toate tânticile de acolo. Când mă duc să cumpăr flori, sunt cel mai fericit popă din oraș. Să mergeți odată să vedeți cu ce faină reacție au când te văd că iubești și că îi respecti. Indiferent de confesiune. Absolut indiferent de confesiune. Mă trebuie să le dovedești că nu ți se indiferență. Ai toată treaba. Sigur că nici mie nu-mi plac când se ridică în picioare așa frumușei cu un dinte și cu un cuțet așa. Ce, bă, mi-a zis mie unuară, popo, te tai! I-a zis, băi, gică, nu o să-ți fie greu, că-s cam așa, dă-i, unde vrei să-l baci? O lasă uita la mine ca la mașini străine. Sau la mormântările lor, eu sunt foarte sobru la, deci vreau să spun că pe cât mă vedeți de simpatic la povestit, pe atât de sobru la slujit și sunt extrem de riguros. Lor le place rigoarea, lor le place când îi tratez cu profesionalism.
Și să știți că am fost lângă ei și în situație, a murit un copil al unor frați care erau baptiști de felul lor și m-au zis la mormântare. N-am surgit, dar am stat lângă ei. Compasiunea e parte integrantă a vieții noastre. Putem compasiona cu ei. Sunt câteva parohii excepționale. Noi am avut șansa unor întâlniri acum de curând cu niște preoți. La Galda de Jos ne-am întâlnit cu un preot de la Războieni. Mai este încă unul în Moldova care a făcut dintr-un sat full de romi, a făcut una dintre cele mai frumoase parohii. Nimeni nu le vede pe alea. Că noi scoatem afară țorapii care pute și școlile care nu e făcute. Dar dacă stai de ei și muncești, sunt oameni în toată accepțiunea cuvântului și să știți că au niște copii minunați, simpatici, domnule, haioși, bucuroși, doar că sunt mai bolnavi de multe ori decât ceilalți, în ciuda faptului că parcă rezistă mai bine. Părinte, mamele care au avut câte 4-5 copii, dar au făcut și un avort, este la fel de tare condamnată. Astăzi mi-a trimis cineva o poveste de-a lui Liviu Mihaiu, când o mamă s-a dus la medic și a spus: domnul doctor, să știți că sunt răsărcinată, mai am 2 copii, ăsta al treilea vine foarte aproape. Un copil era în brațe deja și abia îl ducea. Vă rog frumos să mă ajutați. Păi cum să vă ajut? Păi să mă ajutați să scap de copil. Păi da, ce că ar fi o posibilitate care va face să nu aveți nicio durere fizică. Da, serios, da, ce-l omorâm pe ăla din brațe. Păi cum să-l omorâm? Păi dar moartea unui copil e crimă. Ah, păi părească înainte că sunteți de acord că puteți omorâ un copil. Nu contează cât ai în brațe, contează cât reziști în fața ispitei de a nu mai avea încă unul în brațe. Eu vă spun cu durere că în marea majoritate a cazurilor copiii sunt scoși afară ca negii. La toate conferințele aud despre copii ca despre o boală. Cum să scap de ei, cum să-i tai, cum să-i spintești, cum să-i anabolizezi, cum să legi trompele, cum să desfaci trompele. Am mai zis, tâmpiți. O fabrică de morți. Care este normalitatea într-o relație de cuplu din punctul de vedere al intimității? Fiecare cuplu cu intimitatea lui. În orice caz, să încercați să stați aproape tot timpul. Știți că unii exagerează foarte tare. De exemplu, am un prieten foarte bun, un filozof de felul lui, care n-are nicio icoană în dormitor. Să știți că e mai teolog decât noi. Într-un dormitor nu spui peretele cu icoane acolo, că să te protejeze. Există spații în care trebuie să vă simțiți liber, ca sub ochiul lui Dumnezeu, dar cu o deschidere mult mai amplă față de celălalt. Și apoi să vă mai spun, cel mai important lucru pe care îl naște intimitatea într-un cuplu nu este sexualitatea așa cum ni se pare. De exemplu, un bărbat care spală WC-ul ca să-și scutească nevasta bolnavă care se află la ciclu, răcită și supărată, umilită de-a dreptul, că i-a venit ciclu când i-a sperat să fie însărcinată, e un act de intimitate în aceeași măsură ca oricare altul. Învățați să trăiți din lucrurile simple. Lucrurile simple fac bucurile mari. Restul sunt povești. Noi ne place să credem că trebuie să construim centrale atomonucleare în casele noastre. Stați cu minți. Apăsăm pe buton și avem curent. La ce ne mai trebuie centrale atomonucleare? Gata. Ne oprim că ne bat. Gata. Am adus din afară, sunt câteva cărți. Multe dintre ele sunt reeditate. Iubirea care ne urnește, creștinismul de vacanță care aparține acestei săli. Deci când noi mai fi și vreți să numiți sala după numele meu, nu o faceți. Da? Creșteți creștinismul de vacanță și Gânduri și miride, o adunare de mai multe cuvinte, sunt întrebări și răspunsuri de la diferite conferințe. Iar aici este o carte pe care a scris-o prietenul meu și editorul meu, Romeo Petrașciuc, 7-7 de întâmplări nostime din viața părinților, pe scurt, Bancuri cu popi. Câteva sunt fabuloase, vă zic câteva că mi-s dragi, le repet la fiecare conferință, dar le zic cu bucurie. Primul, un profesor universitar de la noi, de la Sibiu, profesor de Vechiul Testament, pleacă spre Răhău. Răhău e o localitate lângă, între Sibiu și Sebeș. Se duce ghet om liniștit acolo și îl întreabă milițianul, zice: domn părinte, dumneata, știi care diferența între un popă și un măgar? Și ăsta zice: da, știu, zice, popa își poartă crucea pe chept, măgarul își poartă crucea pe spate. Zice: da, dumneata, știi care e diferența între un milițian și un popă? Și un măgar? Ăla nu știu, nu mai gândește-te. Bă, și fierbă la vreo 20 de kilometri. Se întreabă în stânga, în dreapta, milițianul nimic. Și iar îl ia și anii 56, don't forget, adică an de primăvară românească. Era întoi. Și se întreabă ăsta greu la două clase, cât avea, vă dați seama cât s-o fi scofâlcit el în creier acolo. Și părinte zice: nu știu ce să zic, și că nici nu te mai chinui, că nu-i nicio diferență. Sau
Liviu Stan, profesor de drept canonic, este interpelat la un moment dat, așa, se vede că apare în sală și spune, unul dintre patriarhi, nu vă spun care să aflați din carte, unul dintre patriarhi îi spune unui alt profesor care era cu el acolo, zice, uite, vine Liviu Satan, în loc de Liviu Stan. Apare bietul Liviu Stan, săracul, și el aude că era bun, era deștept. Și începe să facă niște temenele în fața patriarhului. Părinte, ce faci? Mă închin în fața mai marului meu. Sau altă situație în care un student întârzia la ore tot timpul la profesorul de morală din vremea aceea și tot comentau și părintele îl vede odată, cum e că îl vede odată, îl place a doua dată, ca de drag fata, știi? Ce băi băiete, da, tu unde te tot duci? Și părinte profesor, vă rog frumos să mă iertați, eu întârziu că mă duc la catedrală. Dar ce faci tu la catedrală? Mă rog, părinte profesor. Bă, te rog și pentru mine. Părinte profesor, eu mă rog și pentru dușmanii mei. Și altele de felul acesta sunt multe, sunt o grămadă pe aici, sunt o grămadă. Sigur că sunt personaj al cărții, deja am devenit personaj de carte și nu mi-e rău, mai rău e când sunt personaj pe blog. Izvorul acesta de carte vrea să spună că preoții au o normalitate sănătoasă. Vreau să înțelegeți bine. Când vă uitați la preoți, nu trebuie să-i vedeți ca pe niște momâi cu paie în ei. Când sunt așa, să le fie de bine și rușine. Dar ei sunt oameni vii. Oameni care sunt dispuși să rămână optimiști, altfel am murit. Dacă n-am zâmbit, am murit. Una dintre cele mai interesante glume, un episcop ortodox mai în vârstă, la vreo 99 de ani, cum se practică în unele ortodoxii, aude la un moment dat că s-a pensionat Papa Benedict al XVI-lea. Da, Mihaela, mulțumesc, să rămână. Deci a venit de la... A auzit că s-a pensionat Papa Benedict al XVI-lea și întreabă pe diaconul lui. El fiind un episcop de ăsta, mutat cu aparatul de... făcut aer condiționat, plimba așa. Ce, bă, dar de ce s-a pensionat Benedict așa? Zice că, păi, bătrân, nu mai poate, are 86 de ani. Ăsta a avut 99. Ce e așa tineri și nu mai poate deja așa? Sau un alt episcop, tot așa supărat pe viață, el avea vreo 91 pic de ani și maica, care îl îngrija săraca de ceva anișor, avea vreo 40. Și într-o dimineață stă el așa trist la birou, vine diaconul, părinte, ce, nu vreau să spun. Părinte, ce, vine, ce cu tine, nu... Părinte, totuși, ce cu dumneavoastră? S-au strâns așa, spuneți-ne. Mă tot gândesc de dimineață, ce o să se întâmple cu mine după ce moare maica? Astea sunt inerente unei vieți de familie. Pentru că biserica este o familie și atunci trebuie să le pricepeți pe toate. Părintele a primit să vă lanseze o carte, să vă aduc aminte. Mâine e lansarea, nu? Mâine la două. Mâine la doi lansarea unei cărți? Mâine la două la târgul de carte. Daniela Bogdan, Reflecții din deșert, maxime și cugetări. Nu știu dacă mai reușesc să găsesc ce mi-a plăcut mie, dar erau câteva. De exemplu, eu, un pachet de oase care iubește. Super. Nu timpul mă doare, ci timpurile, dar erau câteva care pe mine m-au impresionat foarte mult. Înțelepciune fără suferință nu există. Suferință fără înțelepciune, da. Adeseori ne temem de ceea ce nu cunoaștem deloc sau de ceea ce cunoaștem foarte bine. Cel care a suferit mult în viața lui și nu a devenit mai bun înseamnă că a suferit degeaba. Sunt multe. Sunt câteva absolut remarcate. Slăbiciunile te dau drept altcineva. Tentația este barometrul înțelepciunii. Compromisul este o cheie, dar nu știi pentru care poartă. Unii câștigă pentru că au învățat ceva din greșeli, alții pierd. E aproape normal. Nu, absolut scrie, nu ne spunea, sau îi spunea părintelui că sunt, de exemplu, drumul înțelepciunii trece prin biserică. Asta e cât o carte. Da? E cât o carte. Sunt oameni care sunt chiar serioși când scriu. Și atunci, uite, aveți șansa să cunoașteți o scriitoare serioasă mâine. Și să strați strânși. Vreau să vă spun un lucru. Trebuie să mergeți să vedeți cărțile din Gaudeamus, nu doar ca să le dați celorlalți senzația că le cumpărați cărți, ci și ca să arătați că sunteți o singură familie. Când aflați că e ceva unde trebuie să stați strânși, mergeți. De-aș permit să ne calce în picioare, pentru că românii părem toți ființe izolate. Toți părem ființe izolate. Fiți cuminți și bucuroși. Da? Și celor care nu le-am răspuns, nu le vom răspunde. E logic. E logic, e târziu, e noapte. Ne vedem când ne îngăde Dumnezeu să ne întâlnim. Nu mai așteptăm. Mulțumesc frumos.
răspuns să vă să vă anunț, joia duhovnicească va fi Părintele Constantin Coman de la București și pentru sâmbătă, pelerinajul pe care vom face pe jos, trenul pleacă... Pe jos, trenul pleacă. Trenul pleacă la 11.35 și din stația de la Iclod, unde s-a pictat icoana Maicii Domnului, se merge pe jos până la Nicula. Și, cum știți, o să vină și Preasfințul Vasile pe jos cu noi. Și pe tren s-au închiriat deja 4 vagoane pentru pelerini până la Iclod. Și pe tren va fi preasfințit. Chiar n-a mai fost de mult cu trenul. Deci faceți un pelerinaj trenopiedic. Trenopiedic. La 11.35 la gară sau la 10.30 în fața catedrale. Mulțumesc. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.